Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem în direct pe grupul de Facebook Microfonul Liber, dar discuția asta o înregistrez și va fi publicată pe canalul meu de YouTube, mă numesc Oleg Brega, va fi de asemenea publicată pe blogul Curaj TV, întreținut de Asociația Hyde Park, care promovează drepturile omului. Colegi de organizație cu mine aici în discuție este Larisa Munteanu, iată, roșcată în partea de jos a ecranului, și în colțul celălalt, pe diagonală, agitat, Oleg Adrian Vlad Poreclit și Bonelido Amigo. El a fost inițiatorul acestor discuții, a zis, de ce nu facem microfonul liber, măcar pe internet, dacă în parc nu avem voie să-l facem pe motiv de pandemie. Și iată, aseară am făcut o astfel de încercare, am discutat amândoi, că alții n-au reușit, am discutat în doi despre politica moldovenească, eu fiind la București, el fiind la Kiev, și am vorbit despre politica moldovenească. Azi am convenit că vorbim despre convingeri religioase sau nereligioase, despre credință sau religie, și iată, el a invitat doi prieteni, colegii ai lui. Aici de față sunt Bogdan cu Vlad și de asemenea nu știu de unde a aflat de chestia asta și a reușit să intre alături de noi, Nina. Vă salut pe toată lumea. Vă salut pe toată lumea și nu știu dacă poate să participe mai mult de 6 persoane în această discuție, dar dacă vreți să participați cu noi, comentați sub acest video sau încercați să accesați linkul, adresa acestei camere de discuții din grupul Microfonul Liber. Altfel, Oleg, Adrian, Vlad, Bonelido, Amigo, ai liber la exprimare. Ca să nu încep eu și să nu ziceți că v-am stricat discuția despre credință. Toată lumea știe că eu nu sunt credincios, sateu dezbotezat, deci nu vreau să vă stric fericirea că azi e sărbătoarea floriilor. Și vrei să ne feliciți pe noi cu sărbătoare? Bine, dacă vă face bine, vă felicit. Vă mulțumesc. Eu tot felicit pe toată lumea cu sărbătoarea de astăzi, Sfânta Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și astăzi am vrut să vorbim despre credința, despre cei ce se face prin prejur și cine și care părerea are. Eu am ales niște video și aș vrea până când lumea se gătește, până când are niște emoții, până când se gândește și se spune, să ne uităm la cei ce am pregătit eu. Am o șole ca să vă arăt. Oleg, dar bag numai un video, nu pot să le bag toate acum. Câte unul, da, o bagi? Eu zic mai bine tu să vorbești. Nu, eu vreau pur și simplu, înțelegi și Leșca, haide să dăm cu ou. Video, eu am pus acela de la cimitire care fac cadouri scumpe și vorbește preotul Pavel Borșevski. Păi tu vrei sunet? Nu, Oleg, nu avem drepturi de difuzare de la tot conținutul ăsta, că nu e al nostru. Uite, bine, eu pur și simplu am vrut să arăt niște lucruri ca să avem tema pentru discuții. Iată, tema pentru discuții. Oamenii fac cadouri scumpe la țintirim. Bun, arată. Iată, îi le arăt. Și oamenii văd. Cadouri scumpe. De tot felul. Hai că am probleme tehnici. A, e nu anunț, da? Nu, ți-am zis să nu dau cu sunet, că n-am voie să difuzez sunetul. Părintele Pavel consideră că cel mai important lucru cine pe care... Interzice? Drepturile de autor, producția lor. Noi nu ne-am înțeles cu ProTV-ul să difuzăm clipul lor. Serios? Dar așa este? Da, tu ce ai crezut că e ca la voi, ca la mănăstire, fură care și de la cine poate? N-am știut de asta, da. Ok, deci e clar, oamenii de sărbători fac cadouri scumpe ca să se fălească, ca să se laude. Și asta e minunat, nu neapărat la creștinii așa, și necreștinii, și musulmanii, și toată lumea face cadouri scumpe ca să... Acolo merge nu despre cadouri, acolo merge despre... Pomeni, dar pomenile nu sunt niște cadouri. Nu. Îmi permiteți să intervin? Da, vă rog. Nu e nimeni împotrivă. În primul rând, cadouul are semnificația lui proprie. Cadou, desigur, în ghilimele, pentru că de fapt el nu e cadou.
Dar e un fel de milostenie pentru ca Dumnezeu, adică divinitatea noastră, creștinismului, să se milostivească spre sufletul celui trecut în lumea celor morți. Adică a lumii celor răposați. Să se, cum am spus, milostivească și desigur, dacă se află în chinurile veșnice, ori să-i ușureze chinurile, ori să-l scoată de acolo și să-l sălășluiască măcașurile celor drept. Desigur, când merge vorba la capitolul fălirii sau mai știu și acolo, aici deja trebuie să ne uităm din mai multe aspecte. Adică faptul că persoanele cele nu înțeleg în primul rând ce își fac, adică nu înțeleg însuși esența acordării acestor pomeni, da? Aici greșeala lor poate fi că atunci când dau ceva scump, da? Ei, ca și cum trec cu vederea ce e esențial. Desigur, dacă totuși asta se face dintr-un simțământ, într-adevăr, de afecțiune pentru acei recusate, dar și pentru acei vii, adică nu e vorba numai de, cum se spune, avantaj sau nu știu ce acolo, nu Da, vreau să poate dar e vorba numai să intervin eu, cer omul să scuze. facă asta prin pătruns de un sentiment de afecțiune. Da, Asta da. poate fi primită înaintea lui Dumnezeu. Hai să o ascultăm și pe Nina. Mulțumesc, Bogdan, pentru intervenție. Eu susțin părerea ta, dar parțial de ce? Pentru că semnificația asta este, trebuie să fie simbolică, nu trebuie să fie o fudulie, cum se face ea. Adică chiar dacă se face o pomană, adică el se aduce simbolic o bucățică de pâine sau cu ceva, adică nu se face asta în răsfăț, adică oamenii au trecut granița, adică este o anumită limită, orice, sigur, credința este credință, dar este limită în toate, adică, dar din păcate moldovenii uneori trec granița și nu. Deja lucrul ăsta trece la ceva mai mult. De Adică, acord, dar da. cum am mai spus, iată care e esența. Persoana căruia îi suferă și pomana asta, de fapt, trebuie să aibă nevoie de pomana asta, adică să fie un oarecare sărac, care oare om care ori într-adevăr e poan, ori într-adevăr are nevoie de unul dintre aceste obiecte, fie haine, fie șervețele, fie mai știu și. Fiindcă astfel se împlinește porunca dragostei, iubiți-vă unii pe alții. Iată așa. Eu cred că Și cum de ce se ideea la întâmplă băiat, cer idealul? scuze, ideea la Dumnezeu băiat a i-a fost faptul lăsat că, sărași în da, seama celor bogați. ideea la băiat a fost faptul că, adică, fal, adică, eu sunt sigur că el lasă să-mi susțină părerea, adică, că nu trebuie să faci, nu, indiferent că e, da, să dă la un sărac, dar faptul, ideea generală a fost că, adică, să nu se treacă limita, adică tu i-ai dat, adică, ceva puțin, adică nu te fali să arăți că eu am dat mai mult sau eu am dat mai puțin și așa mai departe. La ideea asta a fost la Cătării. El asta a E vrut, de drept, fapt, să e vedei drept. prin videouri este așa bănuiesc. Pornind de aici, noi putem spune mersi. Într-adevăr, asta și aici reflectă realitatea din ziua de azi. Tristă realitate, din păcate. Și, desigur, trebuie să îndemnăm pe oameni. Oameni buni, mai gândiți-vă că pomana care o faceți la rudele voastre, la apropiații voștri, amderii, Bogdan, poți să vorbești așa mai că tare, că nu prea se aude. da, acei care au cu ce să întrețini, ei poate nu au nevoie de pomana asta. Dacă niște sărași, ei numai decât să aibă nevoie. Eu singur știu pe propria piele ce înseamnă asta.
Desigur, nu numai că nu trebuie de întrecut limitele, dar trebuie de acționat cu discernământ. Cred că ideea asta și este. În toate trebuie de acționat cu discernământ. Aici e părerea mea să încheie. Dar eu am o întrebare la toți, dacă spați să spuneți părerile voastre. Cum, ce părere aveți voi în privință la, la mese făcute pe groapi? Salaturi acolo, pârjoale pun chiar pe, pe mormântul ușeala, găluși, sarmale, cam se numesc, carne, jin și beau acolo și mănânc și pe urmă când se încălzește tot asta se brânză, se tochește împreună cu pătlăjele și pe urmă ei tot strâng într-un culoc și începe a da de pomană și ei și s-o tochit. Care voi părere aveți? Chiar neinteresant că eu am părerea mea și o să vă spun tot, dar după voi ce să spuneți. Eu cred că eu trec la faptul că adică, e simbolistică, adică și tot ce aici se petrece într-adevăr după ce e sărbătoarea asta, asta e un dezastru, după ce se strânge și într-adevăr murdăria asta toată rămâne, și, dar dezmățul la moldovană e peste limit. Eu am impresia că ei se duc acolo să, nu știu, ca la o distracție, dar nu să, de fapt să pomenească. Eu nu vorbesc de tot, eu vorbesc de parțial de anumite persoane care se duc acolo pur și simplu să chefuiască, am impresia. Adică nu să vadă rudele, adică rudele dacă vrei te chem și le vezi și la o ceașcă de ceai și așa mai departe. Adică, nu... Dar așa e mintea moldovană, de fapt. Cred... Da. Dacă îmi permit să spun și eu ceva, adică asta ce se face la moment nu este bine și oamenii practic nu se gândesc la cei care au adormit, că ei nu mai au nevoie de mâncare asteană, de tot ce spune, ce spună pe mormânt. Ei au nevoie de rugăciuni, numai cu rugăciunile poți să-i ajuți cumva. Ei nu au trup. Ei nu mai sunt în trupurile lor, nu mai au nevoie de mâncare asteană. Și dacă noi ne-am gândit numai la cele pământești, la cele materiale, atunci rămânem goi pe dinăuntru. Și practic mântuirea nu este. Unii nu este rugăciune, nu este nici mântuire. Da, credința ortodoxă învață să facem mâncăruri pe săcriuri? Nu, așa, acestea s-au luat obiceiuri de la oameni. Oamenii singuri, abuzuri se face ca să înțelegeți, omul e om, el este păcătos și abuzuri se face oriunde, atât cât se face și... Creștinii fac abuzuri, da, spunem chiar și la cu aceste morminți, cu aceste ospățuri, cu astea, cât și prin fiecare la locul lui de muncă, da, acolo sunt careva norme, sunt întrecute. Adică, să înțelegi, noi suntem păcătoși și din faptul acesta și oamenii procedează în felul următor. Noi ar trebui să fim mai înțelegători. Noi, dacă suntem mai înțelepți, din partea noastră, noi trebuie să arătăm cum ar fi corect, da? Sau trebuie să cunoaștem întâi cum este corect de făcut și prin asta să arătăm exemplul la creștinii care ne înconjoară. Pentru că mulți se numesc creștini, dar nici idei n-au de Dumnezeu. Sau dacă, să spunem, creștin ortodox se numește, da? Asta nu înseamnă că te-ai botezat și gata, ai uitat de biserică, te-ai dus și tu ești creștin ortodox. Nu asta. Tu trebuie să participi la tainele bisericii. Odată că te unești cu biserica lui Hristos, da? Trebuie să participi și la taine, cum este botezul, cununia, sfânta slujbă, spovedania, împărtășirea. Dacă tu nu iai parte la aceste taine, nu poți să te numești tu ortodox. Dar de ce să numesc? Partaj. De ce să numesc taine? Sunt un fel de secrete așa la care au acces numai unii? Aici dați-mi voi deja mie să răspund la întrebarea asta, fiindcă eu am citit... Bogdan, poți să vorbești mai tare, te rog. Da, bine, desigur.
Aici se numesc tane, fiindcă la arătare, adică vizibil, se efectuează parcă anumite ritualuri, ceremonii. Dar partea ascunsă nu se vede din noi. Asta e partea în care lucrează Harul lui Dumnezeu. Noi care suntem creștini, noi cunoaștem foarte bine aceasta. Asta nu poate fi explicat pe cale științifică. Asta e ceva la nivel metafizic. E așa. Ca urmare a harurilor, adică săvârșirii tainelor, coboară harul Sfântului Duh prin mâinile preoților, arhierilor, și aceste haruri comunică omului anumite talente, de exemplu, și însuși ca curățare de păcate, care e un dar divin. Prin curățări de păcate, eu nu am în vedere numai iertare propriu zisă de păcate, dar, hai să spunem așa, dezvățare de anumite obiceiuri rele. Ele se numesc tane, fiindcă tane că e însuși cel care le săvârșește. Iisus Hristos. Ce retrupești și, adică, Dumnezeu trebuie să-L ai în suflet și mai apoi, adică, se duce la biserică și se face tare. Asta poate să ducă la mândrie. Nu, nu știu ce. Biserica e comuniune, e comunitate. Deși ea, că prin biserică sare în vedere toți creștinii. Asta nu numai ăsta oarecare lăcașuri, construcții, crușii deasupra acoperișului. Nu, biserica asta suntem noi toți creștinii. Biserica asta toți îngerii. Iisus. Biserica stă Sfinței, iar capul bisericii e Hristos. Timilie. Eu mă tem capul bisericii, preotul care are nevoie de banii enoriașelor și pe care îi aburește cu tot felul de povești. Istoria bisericii arată că au fost preoți care nu cereau niciun ban, fiindcă era răbnitor pentru mântuirea sufletului acelui, a idoma acelui păstor care a lăsat 99 de oi și a plecat să găsească oaie și ei rătășite. Nu trebuie să încurcăm preotul cu omul. Înțelegeți? Chiar dacă aceste două persoane sunt într-una. Da, eu chiar am întrebare la Oleg Brega. Oleg, dar tot zici că ea ca preotul vrea bani și așa mai departe. Dar tu, ea ca cum nu știi Scriptură, dar mă, dar știi că în Scriptură clar scris că preoții trebuie să trăiască din jertfe de la oameni. Noi trebuie să-i aducem jertfa în biserică pentru a întreține preotul, din motivul că preotul duce sfânta muncă sau cum sfânta sfântul slujenie, cum în limba română? Sfânta liturghie. Sfânta liturghie. Nu. Eu cred că tocmai de asta. În fața Domnului. Eu cred că tocmai de asta. Întreținim. Eu cred că tocmai de asta preoții, clerul au inventat tot felul de ritualuri și tot felul de tradiții ca oamenii să se ducă la țântirim sau unde se mai duc ei, să-și dea cadouri din astea, mâncare, colași, chestii, și la preot se lasă bani, că el cu bani știe ce să facă, dar colașii luați-i voi și ștergare și papuși și vă mai dăruiți voi acolo, scumpete de tot felul, dar la biserică lăsați niște bani, că noi știm ce să facem cu bani. Ne trebuie ca o cupolă urită, ne trebuie o mașină minunată. Dar nu în tot în mine. Poftim, Bogdan. Trebuie să înțelegem. Oleg, eu de data asta să-l susțin pe Oleg, dar doar parțial. Într-adevăr, noi ultima vreme ne-am depărtat de la acel model de credință practică, credință care fără fapte moarte este. Ne-am depărtat de la însăși faptele credinței. Cu alte cuvinte, acum, în calitate de pomeni, trebuie să fie niște pâini proaspete, niște plășini. Desigur, colașii simbolizează viața veșnică. Ei se dă simbolic acolo.
De atâta e drept. Mai mult trebuie să fie, de exemplu, șevata așa care, într-adevăr, e ca omului e mai mult ca necesar. Banii, desigur, se dau pentru truda preotului. Dar aici trebuie de ținut cont și de un fapt. Deseori, chiar și unii preoți, asta o spun cu părere de rău, se las ademeniți de ispita asta a banului și cer chiar mai mult decât trebuie. Da, cer chiar mai mult decât trebuie. Da, da. Eu știu, atunci da. Când oamenii singuri de bunăvoie dau din sufletul lor, îi dau lui Dumnezeu, nu preotului. Lui Dumnezeu și Dumnezeu însutită să-l întoarcă. Aici trebuie să avem în vedere aspectul ăsta duhovnicesc. Comunicarea asta între creștini și Dumnezeu. Asta tot e ca o rugăciune, fiindcă la mijloc e jertfa. Tare ciudat Dumnezeu ăsta, ea tot puternic, face din orice, orice, sau din nimic face orice, dar are nevoie de bani. Puțin, din puținul vostru dați-mi și mie. Dumnezeu are nevoie de bani pentru veșnicie, da, pentru a tot puternicii. Trebuie bani? Nu. Căștile. Poate eu să răspund la întrebarea asta. Nu are nevoie asta. De bani. El are nevoie ca omul să fie milostiv. Vreau să spun și eu ceva aici. Foarte corect. Foarte corect, Bogdan. Să vadă că omul e capabil de pomană, da? Nu, de milostenie. Pomana nu există. Pomana asta oamenii au compus. Pentru da, mine e același lucru. Ori cadou, ori pomană. Nu. Cadou asta, cadou când tu dai pentru om. Dar milostenie, sau cum o numești pomana, a prins să dă în numele Domnului pentru om, în numele Domnului. Pentru a pomeni. Cadouri, nu tu spui, cadouri depinde faci la o persoană dragă, da? Îi faci un cadou ăsta. Dar milostenia, când tu, depinde, la tine un om sărac să adresează, sau tu treci pe lângă un om sărac, da? Și îl vezi pe dânsul. Și ți-e milă de dânsul. Și fiindu-ți milă de el, tu te apropii de dânsul, îl întrebi, ce dorești, da? Poate nu a mâncat. Poate n-are unde dormi, poți să-i propui un loc unde... Și în momentul când tu îl ajuți, tu faci milă cu dânsul. Da, iată, i s-a făcut milă lui Oleg de unul și a rămas fără computer. Dar mă întorc și la întrebarea, la ceea ce spunea, adică că preoți acolo cu bani, de bani tu vorbeai. Vreau să spun, noi când vorbim, da, despre credința ortodoxă, noi vorbim despre credința trăită. Nu vorbim că ea că eu sunt ortodox, dar anume de credința vie, trăită, și anume a Sfinților Părinți. Da? Sfinții Părinți. Și cum spune și însuși Domnul Iisus Hristos, spune că fiți sfinți, sfinți, fiți sfinți, că însuși Tatăl vostru cel din cer sfânt este. Adică noi trebuie să tindem spre a ne sfinți. Și să primește că preoții, dacă noi ne uităm la preoți, noi putem să înțelegem și societate noi avem. Că însăși din societate și vine preotul. Dacă e stricată societatea, păi de unde să iei preoți buni? Sau a scadă din cer și de ce este păcătos, da? El tot are păcate, preotare. De ce? Ca să nu osândească pe cel păcătos care vine să mărturisească, da? Ca să dizleze păcat, nu osândească, el ținând cont că și el este păcătos, a să fie îngăduitor față de însăși creștinul care se apropie, da? O să fie mai înțelegător față de el și o să poată să-l înțeleagă și să-l sfătuia, să-i dă un sfat. Sunt iertat că întrerup. Desigur, aici s-a pus la mijloc și următorul obiect de discuție. Deși e ca oamenii să smintesc de unii preoți, mai ales atât că ei, cum zic, iau bani.
cum să spun, este desigur și o limită oarecare, dar nu trebuie să uităm un lucru. Mântuirea omului se săvârșește exclusiv prin harul care se dă prin, în primul rând, prin urmașii apostolilor, adică prin arhierei, apoi și prin preoți. Dar prin har lucrează, nu uităm, nu preoții, dar Dumnezeu. Astfel că procesul mântuirii noastre presupune o conlucrare, o colaborare între sufletul creștinului și Dumnezeu. Adică creștinul se adresează la preot pentru ca să săvârșească anumite tani, erorgii și așa mai departe, care prezintă un folos uriaș pentru sufletul omului. Toată viața omului, în esență, e o pregătire pentru veșnicie. Și, de exemplu, botezul, asta e nașterea din nou. Asta mai înseamnă și îngroparea prin botez împreună cu Hristos. Spune că câți în Hristos v-ați botezat, pentru moartea Lui v-ați botezat. Dar moartea Lui a avut loc pe cruce. Și deci atunci noi am fost răscumpărați din robia diavolului. Cu alte cuvinte, toți care nu suntem botezați, suntem proprietatea diavolului. Deja odată cu botezul, noi începem să fim robii lui Hristos, care ne-a promis ca să ne elibereze, adică să ne dă libertatea. Și că libertatea asta și înseamnă mântuirea. Nu știu, pentru mine mântuirea deci, sună foarte ciudat, un fel de omor, de terminare, ca un fel de moarte, da. Mântuire. Da. Doamna Larisa. Mântuire reprezintă revenirea la starea din care a căzut Adam. La starea asta de săvârșită, când el era stăpân peste stihii, când el nu bolea deloc, când întrânsul nu predominau dorința de a face răni, care noi de regulă le numim... Asta până o face pe Eva din coasta lui sau după fapta asta, că el așa de fericit era acolo în rai, că era stăpân pe toate cele, dar se plictisea singur și-a rugat pe toate tuca, care l-a făcut din nică sau din stuchet cu țernă, l-a rugat să-i facă o soră sau o prietenă sau și eu făcut el acolo și tătuca noi nu mai putut să-i facă din stuchet cu țernă și-a scos o coastă. Apoi revenirea, iată, noi intervin. Noi prin mântuire revenim la starea lui Adam de până la Eva sau de după. Aici intervin. La alungare de rai. Aici intervin. Spuneai că el l-a rugat, dar nu a fost așa. Dumnezeu a spus că nu este bine, da, el a făcut grădina asta, l-a pus pe dânsul în grădina asta, animalele, da, le-a permis să le numească cum le-a numit Adam, așa se vor chema animalele, da, care erau. Și văzând că adică nu este bine, omul să fie singur, da, să-i facem da. Lui un sprijin, adică pe potrivă. Și atunci i-a făcut femeie, înțelegi? Dumnezeu întotdeauna s-a gândit pentru om, ca să-i facă bine. Și de fiecare dată observa că ceva nu a ieșit perfect și s-a gândit să facă muncă mai bine. Da. Deci Adam nu s-a polucit bun din prima, au trebuit să mai cioplească o leacă. Nu, no. Eu ciobit o coastă, chiar au coastă în plus. Da, dar să vorbesc și eu. Lui am dat să vorbească și urmașa lui Eva. Da. Știți, băieți, ați venit la emisiune. Apreciez mult. Bogdan, ai căști, te rog să asculți. Vorbească și o femeie, o urmașa lui Eva. Da, apreciez mult că apărați poziția ortodoxă, eu tot merg la biserică, numai că trebuie să vă pregătiți mai bine când ieșiți în live, să aveți da, așa noi nu suntem, noi nu suntem învățați cu seminarul ca să ne gătim mai bine, noi suntem microfon nu liber. Cu seminarul, cu argumente, că să știți ce sunt cele șapte taine. Să puteți face o referire, că, de exemplu, care sunt faptele milei trupești,
care sunt faptele milii sufletești. Adică un cât de cât, că dacă să fie un live, să fie un live frumos. Eu nu vreau, adică mie îmi place să facem ce vreau să zic. Adică accept că este credința ortodoxă, sunt preoți. Păi nu vreau să-i arăt pe deget, cu degetul cu cei care sunt foarte avari, care din cele păcatele este alumești, dar sunt preoți care cu har, într-adevăr, care, deoarece societatea noastră nu are încă o pregătire să meargă la un psiholog, atunci chiar este salvator pentru un om care are credință în suflet, el o să meargă la spovedanie, el o să meargă la împărtășanie și uite, o să rezolve niște probleme, niște situații de conflict. În cazul când preoții în România au o pregătire deosebită, adică ei fac la facultățile de teologie, chiar fac și psihologie, și psihiatrie. Da, am auzit episcopul Tomisului, Teodosie Șpagoveanu, a zis că, apropo de numirea animalelor de către Adam, el și Eva au încurcat și au numit animalele cele de mare fructe de mare. Și el a zis că asta din lăcomie le-au numit fructe de mare, că ele sunt doar, nu e așa, calmar, crevete, tot ce vrei, stele de mare, ele sunt animale, ce le-au numit fructe de mare? Din lăcomie, a explicat Teodosie Șpagoveanu. Iau ce expert și asta. Dar eu cred, dar eu mă tem că problema asta... Eu mă tem că problema asta rezidă în credința ortodoxă sau credința creștină, care iartă orice, inclusiv pruncucidere, inclusiv genocid, orice crimă sau ignoranță, chiar și neiubirea de Dumnezeu, totul iartă dacă te pocăiești la urmă. Deci poți să fii oricât de ignorant, te iartă Dumnezeu dacă îți ceri scuze și te pocăiești la urmă. Poți să fii și prost, poți să fii și hoț și mincinos, nu? N-a fost așa și împăratul Constantin și Elena, cât o prigănit pe creștin, după aceea s-o pocăit și o devenit și sfinț. Ștefan cel Mare, cât o prea curvit, cât o tăiat și o spânzurat, câte războaie o făcut și acum e sfânt. Ia uite care-i secretul. Așa, nu, și băieții ăștia, îi speră să ajungă sfinț dacă se pocăiesc la urmă. Nu, okay. Nu sunt de acord că asta e, trebuie, adică, nu citesc atent, e ușor să te duci, dacă el a fost, s-a spovedit că a mințit, că a bătut pe cineva, că a umilit pe cineva și stă cu conștiința în păcat că o să mă duc să mă spovedesc și o să mă împărtășesc și iartă, da, chiar categoric nu-mi place. Și în Biblie e straniu când... Prima, că Sfânta Evanghelie după Matei, de exemplu, când începe la început, când cartea neamului Iisus Hristos, când acolo merge, că Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov și tot așa mai înainte. Vai de mine și de mine, dar chiar mamele lor nu se pomenesc deloc, însă și adică eu consider că e discriminarea femeilor. Mă las să vorbesc, eu nu te-am întrerupt. Tot așa când toți apostolii lui Iisus Hristos, toți erau nu știu cum sfinți deodată, numai Maria Magdalena au avut 7 demoni și trebuie scoată din trânsa, probabil de dacă tot era femeie. Când zic că au scris aceste evanghelii, că au fost scrise de cine a fost scrisă și Maria Magdalena, cu siguranță că a avut și ea ceva de spus, că a fost lângă Iisus Hristos, că ea nu era cărturară. Din câte știu, din toți cei 12 apostoli al lui Iisus Hristos, nu toți erau cărturari, erau... Adică, sau cam niciunul, că erau pescari, ciobieni, tot ce vrei. Cine era cărturar 2000 de ani în urmă, când în România acum 100 de ani 70% erau analfabeți? Adică este care ceva, cu toate că sunt înțelepciuni care le-am citit, cum nu le știu unii, uimită, că el merge la biserică și dă pomeni și el crede că o scăpa de păcate, dar când să-i întrebi pe ăștia care dau pomeni luxoase și frecvente, mulți dau cu speranța că să aibă ce... Aici e culmea prostiei, cred că. Cu speranța că el o să aibă ce mânca pe lumea ceilaltă. Măi, dar tu te gândești la... Tu ești spiritual când ești la biserică? Ori totuși tu te gândești la mâncare și în viața de apoi? Pe urmă, de ce nu citesc?
Eu aș recomanda pentru cei care o fac bisericoșii, nu credincioșii. Credincioșii adevărați e cu totul altceva. Bisericoșii nu citesc deloc, mai citească din psalmi, dar eu aș recomanda pildele lui Solomon, care a scris aproape de 3000 de ani în urmă, unde scrie, de exemplu, că înaintea prăbușirii merge trufia și semeția înaintea căderii. Sunt foarte multe frumoase din pildii despre prostia omenească, despre lăcomie, trofie și toate restul. Măi, dar tu când vii la cimitir, că am început cu tema, am început-o cu pomenirii la cimitir, când vine îmbrăcată, parcă e gata să margă pe podium, merge, vine eu în glod acolo, noroi, pitocuri, îmbrăcată, parcă e scoasă din cutie unii. Păi, dar asta nu-i trofie. Tu ai citit vreodată Sfânta Evanghelie, dar tu ai citit vreodată pildele lui Solomon? Adică, în primul rând, toți cei care au ajuns sfinți și canonizați, eu vorbesc de adevărații sfinți, care toată viața au fost cu dedicații pentru umanitate, pentru asta. Ei au fost niște oameni de o puritate cristalină și au fost foarte smeriți, foarte culți, foarte educați, care sunt într-adevăr, care le zic, mai care pusnici, stareți, care într-adevăr au ajutat atâta lumea prin sfaturile lor, care cu răbdare încolo încoace. Nu, toți îmblă cu vicleniile și nu știu ce. Păi citiți în pildele lui Solomon, că omul viclean pregătește nenorocirea și pe buzele lui este ca un foc arzător. Adică sunt așa de frumoase. La ce să gândesc aceia? Ei văd superficial. Mai jumătate din cei care vin la biserică, cu regret, văd atât de superficial, că dacă ar crede cu adevărat o credință, cum este să luăm tot ce în aceste, în Sfintele Evangheliei, în pildele lui Solomon, nu știu dacă ar avea curajul să mintă, să fură, să fie trufaș, să fie orgolios și restul toate. E așa de selectiv, că el de Paște a fost și a gătit o masă copioasă, dar o dat atâtea pomeni și nu știu ce, dar pomenile eu schimb. Îi ajunge așa chiar uneori ridicol, că eu ție îți dau asta, dar tu mie îmi dai alta. Măi, adevărata pomană când tu știi că, uite, este în sat o bătrânică care trăiește singură, nu ajută nimeni. Te duci într-adevăr, când ai făcut un borș, îi duci și ei o strachină cu borș. Ai făcut niște plăcinte, un teanc de plăcinte, îi duci și lui bătrânica, ori bătrânelul, sau o familie care cu numeroasă, cu mulți copii, uite că vrei și tu duminica să aibă și ei pe masă niște plăcinte. Așa eu înțeleg milostenie, dar cu metriile noastre, cu 30 de perechi de cu metri, vai te capul meu când le numai să auzi de dânsele, te e groază. Adică adevărații care îi cunosc eu, care sunt duhovnici cu așa, și buni ca oratori și de înzestrați de la natură ca psiholog, nu sunt atât de mulți, cu regret. Și nu-mi place exact cum ai spus tu, Oleg, când el crede că arde pielea pe dânsul, face rău, știi, despărfește pe la spate, minte, manipulează și arde pielea pe dânsul să ajungă mai repede să spovedească, ce? Să poți face altii mai departe, să minți în continuare, clasă, că de 4 ori pe an te poți duce din părtășe și spovedi. Așa cam am vrut să... Vlad, ceva eu vreau să adaug aici că tot ce a spus doamna foarte bine a spus și sunt de acord majoritatea cu ceea ce spune ea. Aici s-ar spune prin două cuvinte, adică că omul este neglijent față de mântuirea sa. Adică practic omul nu se gândește ca să fie mântuit. N-are nevoie el de asta. El nu poate să înțeleagă sensul mântuirii acestea, da? El nu poate și nici nu vrea. Și din cauza asta este neglijent. Chiar dacă ai citit, chiar dacă cunoști Biblia, tot poți fi neglijent. Chiar și știi aceleași
cuvintele, toate poți să știi, o să știi pe de rost. Dar dacă tu ești neglijent și nu împlinești nimic, tu ești deopotrivă cu toți păgânii. Aici adică ține de cultură. Aici ține de cultul religios, de cultul religios. Și aici sunt mai multe aspecte. Aici asta e în vedere educația de familie, educația cum a fost preotul din sat sau acela care tu te-ai dus prima dată, ai făcut primii pași, la ce biserică te-ai dus, cine a fost conducătorul, știți. Aici tot știi cum sare vorba populară, pești la cap să trecă, pești dacă se referim, adică aici sunt mai multe aspecte. Aspectul împrejmuit unde tu te-ai educat însuși ca personalitate, iarăși. Și aici se iau mai multe, adică de ce aspectul ăsta religios era mult mai avansat în trecut, fiindcă îi spune aspectul pe Biblie. Adică însuși marile personalități care au fost în trecut, adică ele au fost crescute chiar, adică au fost religioși, adică și să luăm aspectul ăsta că adică religia ne-a educat ca personalitate, adică de ce este Dumnezeu ca om să creadă în ceva și în cineva, adică nu e diferent de religie, adică. Și aici este un aspect filozofic care e mult mai larg, care se poate discuta mult. Asta, din mai multe puncte de vedere. Nu știu ce filozofii pot să înveți din cartea aceea pe care o citați voi, Biblia. Eu am citit mai ieri și m-am îngrozit. De exemplu, ce cadou de nuntă i-a cerut Saul lui David? I-a zis să aducă 100 de prepuțuri de la păgâni, de la filistineni. Și acela s-a dus și a omorât 200 și le-a tăiat puțele împrejur și a adus 200 de chei de puță, cadou de nuntă pentru Saul. Saul a vrut să-l îngroape în felul ăsta, dar el, David, atât de șmecher, atât de bengos și bătăios era încât, a omorât 200 de păgâni, de necreștini sau ce erau ei, că nu erau creștini atunci, erau evrei și era credința evreiască. După aceea a început să numească creștinism, că e foarte ciudat că evreii au născut creștinism și după aceea au rămas cu religia lor mozaică, dar noi neevrei, goi, ne dăm de ceasul morții că e credința noastră. Dar cum e a noastră că e a unor triburi migratoare evreiești de mii de ani în urmă? Dar și te-o tras la așa citire anume la și și o tăie dar dare, eram tare curios, eram tare curios și cadou de nuntă, și de cadou de nuntă eu și rup. Stai o clipă, stai de să întreb până la urmă, Olegșca. Olegșca, dar de ce n-ai ajuns să citești unde, cum Dumnezeu a învățat tatăl nostru să citești, să spui, sau ceva frumos, dar de ce anume cu puță legată? Eram curios și cadou de nuntă eu cerut. Dar cum ai ajuns? Voinicului și ștețul lui David. Am înțeles. Ia că ascultă. Cum ai ajuns dacă, acolo? Dacă cunoști istoria aceasta, dacă ai citit până la urmă sau de la început, măcar despre Saul, dacă el a ajuns la un moment să nu asculte de Dumnezeu, da? Și atunci Dumnezeu a ales alt împărat, pe David l-a ales. Da, dar împăratul ăsta ce-a făcut și acela? El știa, împăratul i-a cerut 100 de prepuțuri și el a adus 200 și a omorât 200 de oameni pentru dar asta. El avea... Și așa e faptă plăcută Domnului astea. Cadou de nu? El avea invidie și el era împărat. Înțelegi? El avea invidie pe David și el îi dorea moartea. Înțelegi? Și el vrea în orice mod să-l piardă sau să-l facă de rușine sau înțelegi. Să ajungem și la asta care, la ce spui și tu. Mai bun decât dar Saul din altă David parte care de vedere, filistenii, în loc de 100. No, filistenii, no. Filistenii erau cei care făceau război cu izraelitenii. Ei veneau, nu se duceau izraelitenii peste dânșii, dar filistenii veneau peste dânșii și ei erau nevoiți să se apere. Vlad, tu începi a lămuri lui Oleg ce pute fiecare din noi să-i lămurească, dar pe mine altceva mă interesează. Cum Oleg a ajuns anume la unde la textul ăsta cu Saul, cu David și ce trebuie să aducă David, că pe mine asta mă interesează. De ce el nu a găsit ceva alt în Biblie, așa că n-am primit răspuns. Oleg, am găsit de toate în Biblie, inclusiv că Adam cu Eva au avut 3 fii. Dintre care Cain l-a omorât pe frate Abel din gelozie sau din invidie că Dumnezeu îl iubește mai mult și au rămas 2 frați.
Cain și cu Set. Ok, și mai departe, da. cum ne-am umplut lumea? Toți trei bărbații cei cu mama lor sau au avut și surori totuși? Au avut surori, tu n-ai citit bine Biblia. Da. Deci cu surorile s-au mulțit, m-am liniștit, băi, chiar învățeam grijă. S-a culcat cu mama. Păi la început era permis, da? La legea a venit pe urmă. La început, pentru ca oamenii să se mulțească, era permis lucrul acesta, înțelegi? Da. Cu soră, urmă a venit legea. Dar legea ce a venit până când Lot s-a culcat cu cele două fii și ale lui, fugit din Sodoma sau după aceea? Erau fugiți din Sodoma, erau dintre cei mai buni. Erau dintre cei mai buni, toată Sodoma au ars cu pucioasă, dar ei cu nevasta lor și cu cele două fii și au fugit din Sodoma. Au fost aleși buni, rugați să fugă pe munte și au fugit. Nevasta a fost curioasă, s-a uitat în urmă și s-a făcut în stâlp de sare. Nu știu de ce o pedepsit-o așa de tare că s-a uitat în urmă. Dar după aceea săracul Lot a fost îmbătat de fiișele lui ca să culci cu el să facă copii. Dar și s-a terminat mama oamenilor, a bărbaților pe lume, trebuia cu tata lor să culce. Atunci era legea ce sau încă nu era legea cu incestul? Oleg, păi în primul rând... conduceau atunci după care vai... Aspectul aici biblic, aspectul, dacă permiți să spun aspectul biblic, că se spune dispită, adică oamenii până la urmă sunt dispitiți, dar ei se dau dispitiți în anumite fapte și adică noi oamenii, adică chiar dacă suntem și lacumi în aspectul ăsta, adică aspectul, noi trebuie să înțelegem anumite lucruri, cum se întâmplă și ce o să întâmple. Noi dacă acum ne gândim că suportăm anumite consecințe, atunci oamenii nu se gândeau la asta, se gândeau să aibă cât mai mult și de toate, adică și ce alturajul trăit asta. Oleg, dar și va bună, ai găsit în Biblie, în afară de cei că Lot s-a culcat cu așele, Davidul a dus și va cu puță legată, altă, și va bună, ai găsit în Biblie, că și e și bun. Da, cuvântul sfârșit. Care? Că s-a terminat. Mie mi se pare o carte învechită, sângeroasă, în conflict cu legile penale actuale. Dacă te apuci să faci ceea ce scrie în Biblie, dacă te apuci, de exemplu, să aduci cadouri de nuntă, 200 de prepuțuri sau măcar 100 cât îți cere tatăl fetei, intri în conflict cu legea penală. Dacă te apuci să-ți bați nevasta că nu e ascultătoare sau nu a fost fecioară la nuntă, să o bați cu pietre, o să intri la pușcărie pentru că e interzis de lege. Sau să curgă sânge asupra copilului care n-ascultă de părinți, tot așa cum scrie în Biblie. O să fii declarat nebun în cel mai bun caz sau o să fii băgat la pușcării ca responsabil pentru faptele tale. Iată, Nina poate confirma că o făcut dreptul. Dar poate nu știi poruncile. Sunt 10 porunci. Unde dintre, tu acolo ai văzut prepuțuri dintre, sau... Dintre care 5 porunci îți despre să-ți iubești Dumnezeu, să nu-ți faci chip cioplit, să nu iubești alți Dumnezei și tot așa numai cu Dumnezeu. Okay. 5 porunci din 10 sunt geloase pe alți Dumnezei. Deci există și alți Dumnezei. Wow, dar cine? Nu cumva tot omul i-a făcut după chipul și asemănarea sa? Dar tu știi că David pentru toate păcatele lui a fost pedepsit de Dumnezeu. Oleg, dar tu știi că toți oamenii cei din Biblie au murit până acum? Dar toți care au murit au fost și pedepsiți. Prorocii, și nimeni nu a fost miluit pentru păcate. Atunci, dacă era pedeapsa, toți, era în anumite aspecte, acum pedeapsa este legea. Adică, și de ce ei au făcut legea? Legea ca să facă, cum să spune, poți să aleagă greu din neghină, adică să facă dreptate, adică să nu fie așa un haos în lume. Deci așa a inventat legea ca să nu se întâmplă haosul ăsta. Ar fi că s-ar întâmpla anumite urgii, cum s-a spus și Oleg, adică s-ar întâmpla că mama cu ficiorul sau, nu știu, surorile sau împreună, el probabil asta și-a vrut în vedere, adică aspectul ăsta că se întâmplă toate urgiile care erau în trecut, toate se întâmplă în trecut, dar despre asta nu se discuta. Dar cineva a zis că Eva o s-a culcat cu Cain sau cum? Dar noi am încercat să aflăm cum s-au făcut copchii după aceea, nu? Că doar nu s-au terminat la cei trei băieți. De la surori, bine, gata. Nu, sudeani au trăit Adam. Da, atunci trăia 900 de ani, am auzit că unii trăiți mai mult. 995, dar... Cu timpul, după ce oamenii au început să facă cele mai mari prostii de pe pământ, când a fost și potop, da, Dumnezeu a scurtat anii.
din cauza că oamenii deja ieșau de minți, adică începeau să ne curățească. Dacă să luăm... Deci este exemplu din Biblie, turnul lui Babel, da? Aici toți când s-au început, când Dumnezeu a început trădășii să facă prea multe, atunci Dumnezeu a invitat turnul lui Babel. Adică dacă noi să asociem ziua de azi, turnul lui Babel, asta este legea, adică este inetată care este în capul mesii și adică ea face dreptate. Și turnul... se întâmple haosul ăsta care se întâmplă acum, adică se întâmplau atunci. Acum se întâmplă alte lucruri, alte aspecte. Referitor la... Ce ați vrut voi să faceți să fie... care e părerea voastră? Ce ar fi bine să schimbăm noi în credința noastră, în Dios și în credință, ca omul să fie mai bun și mai și mai corect în toate? Ca cum Oleg Bregu a zis șase. Părerea ta, Oleg, care? Și trebuie să facem noi ca să fie așa cum tu s-o coți că normal. Eu cred că nu trebuie să credeți, dar să cercetați, să deveniți curioși, să încercați să explicați lucrurile și nu mai credeți poveștilor antici evreiești. Nu. Ba nu. Da. Eu am dat întrebare ce să facem pentru ca să îmbunătățim credința, pentru ca să nu iasă așa gândurile sau părerea mea. Eu vă propun să credeți în știință. Hai să o ascultăm pe Larisa. Știință. Așa. Da, eu totuși sunt pentru știință, că chiar și de pe mine. Dar eu nu. Eu pentru Domn. Păi și una și alta. Hai, dacă crezi în Dumnezeu, Dumnezeu tot el a dat știință. Acum să-ți spun una din pildele lui Solomon și ceva și din... să vorbești așa, tu argumentează, ia, data viitoare te pregătești. Eu aș zice că ar face, dacă s-ar putea de îmbunătățit, atunci sunt foarte, tot nu pot eu să mă liniștesc cu spovedania, să fie mărturisire. Cu mărturisirea, ei mă rog, se zice și așa, se zice, să fie trasate niște linii, că nu chiar toate păcatele ți se iartă și poți lua pe urmă împărtășanie. Sunt păcate care nu sunt de iertat. Adică du-te și te descurc. Așa. Alta aș face că sunt unii preoți care când vin la biserică, că ei se axează pe niște lucruri care îndepărtează pe oameni să vină la biserică. Vine vreo doamnă în blugi, ca roșii, ca mine, cu părul, cu inele pe degete și unii preoți când se încleaștă, că asta în Moldova, în Chișinău pățeam, că o femeie trebuie să fie smerită, nu cu unghiile, cu lojă, cu lac, nu cu inele, nu cu cercei, nu cu păr vopsit. Și ei în loc să înceapă să vorbească despre... Dar eu nu, eu mă descurc să le răspund. Zic, știți, părinte, dacă îți vorbim mai mult la creștinilor, vorbiți despre smerenie, milostenie, curățenie, cumpătare, despre blândețe, despre hărnicie. Zic, uite, ar fi mai bine. Uite, ar fi mai bine dacă toți sunteți preoți să vorbim. Vorbiți, eu acum așa citesc, mi-am place, că dacă vorbesc argumentat, despre cele șapte păcate de moarte, vorbiți despre mândrie, vorbiți despre desfrânare, despre locomie, despre mânie, zavistie, lene, sau ceva așa. Zic, de ce vă axați pe lucruri de astea, cu pomană, cu ritualuri, că Doamne ferește, nu ești cu broboadă pe cap, că de ce ai cercei, că de ce ești cu machiajuri, cu părul vopsit, adică eu razna, chiar sincer zic, măi, dacă ați discuta mai mult preoții despre păcatele strigătoare la cer, cele șapte păcate de moarte, care într-un fel tot sfaturi bune când ai căta. Asta e părerea mea. Și mai discută despre cele șapte virtuți creștinești, cum e milostenia sufletească, trupească, dă o altă pregătire, dar nu te lega
fleacuri astea care n-au nimic comun cu epasfie. Și i-am dat la un preot odată un exemplu, că astea și zic, uite, încercat să mă convingă că cineva a povestit undeva, scris tot din cărțile astea sfinte, că o doamnă când a ajuns pe lumea cealaltă, pe mâini, în locurile unde avea inele, avea șarpi. Zic, serios, părinte, zic, eu știu doamne care medici chirurgi, care au salvat mii de vieți. Da, când opera, când își punea mănușile, evident că nu era cu machiaj și cu inele pe dește. Dar se mai ducea și doamna la teatru, se mai ducea și ea la un spectacol. Cu siguranță doamnele astea chirurgi pe care le-am cunoscut mult timp personal, se îmbrăcau elegant, își punea inele, scoafa, cu cercei. Și zic așa, e tot în iada să fie cu șarpi de ăștia, dacă e cu mânuțele ei, o salvat mii de vieți. Dar oamenii nu se pot pune, nu pot argumenta. Și când văd observații de ăștia, în schimb vine unul care își face alura asta de smerit, că e modest îmbrăcat, dar el e un mincinos, un fățarnic și când vine acasă își bate soția, își bate copiii. Au, au, au. Cam asta am vrut să zic. Să se gândească bine ce preoții care dau, că ei încep așa a discuta, așa da niște unii preoți în predici despre... Noi, dar tu ai treabă cu pantalonul sau cu fusta femeie, că atât de valorile spirituale. Uite, asta eu greșeală. Aș fi și eu mai tolerant cu religia și cu preoții dacă nu s-ar băga prea mult în viața omului și în treburile statului. Da, da, de acord. Oleg Adrian, vezi că nu te mai arat camera, s-a răsturnat aparat sau special l-ai pus cu fața în sus. Nu, no, dar și nu mă arată? Nu te arată. Răstoarnă orizontală și îndreaptă-l spre tine. Între timp vorbește Vlad. Da, mă, mai vezi? Da, te văd. Referitor la întrebarea lui Oleg, da, ce ar trebui noi să facem, da, sau... Eu cred că ar trebui să fim noi credincioși. Adică noi să credem că dacă tu nu crezi, deci crezi că cineva o să creadă. Noi trebuie să lucrăm asupra noastră, cum spune și Serafim de Sarov. Adică spune, fiule, adună duh de pace înăuntru tău sau mântuiește-te tu și mii de inși se vor mântui în jurul tău. Aspectele astea trebuie să le facem pe parcursul vieții. Pentru că atunci când spune că moare om, atunci el își cere iertare. Adică cereți iertare pe acusul vieții la cei dragi, în primul rând. Eu mă văd. Și referitor... Oleg și Vlad, să o lăsăm pe Nina să vorbească. Oleg, mai răstoarnă dată telefonul că nu te vezi bine. Aha, adică, eu vreau să... Vorbeam despre faptul că adică trebuie să-ți ceri iertare de la toți cei dragi. Păcatul este iertat. Tu ești iertat atunci când tu ești iertat cu sine însuți. Adică când îți ceri iertare la celălalt apropiat, tu te ești împăcat cu tine. Asta ține și de psihologia omului. Atunci toată viața ți-ai în sub tine toate păcatele care le-ai făcut și la sfârșit să le spui, asta nu e corect. Adică tu, eu gata, m-am dus la preot, m-am iertat și nu. Asta tot e iarăși de ține de psihologie, pentru că tu, odată ce tu ți-ai iertat aproapele tău și ți-ai cerut scuză și iertare, atunci tu nu mai trebuie să te mai duci la psiholog și la preot. Adică tu te faci pe etape. Toate le faci pe etape ca pe la sfârșit, cum spune Dumnezeu, să fie mântuit. Adică încă dacă tu îți te duci și să pui ceva acolo pentru ca să te ierte, adică și tu n-ai să te ierți apropiatului care tu ai făcut atâtea păcate, atunci ce rost are să te duci la biserică? Dacă tu îți dai milioane la biserică, dacă tu n-ai făcut lucrul ăsta când era la timp, atunci nu are rost ce faci. Asta. Oleg, încearcă să răstoarnă partea cealaltă, nu știu de ce nu se răstoarnă, rămâi culcat cumva. Amuș, eu mă uit. Ok. Dar mă vezi și Larisa cu Nina, nu știu de ce încadrați așa, unde ați, n-ați făcut școala curajului, nu v-a învățat Ghenadie să încadrați ca lumea și v-ați pus amândouă pe colțuri așa, parcă sunteți certați cu noi, una stă într-un colț și alta în alt colț.
Oleg, pe Oleg Adrian îl înțeleg că el nu vede, dar voi ce nu vedeți cum județ încadrate? Mutați aparatul, nu vă mutați voi în cadru, mutați aparatul. Suntem mai modeste, suntem da, mai chiar modeste. Așa, dar chiar așa pe marginea cadrului. Bun. Vlad, tu ai vrut să spui. Cred referitor la modul în care ne îmbrăcăm, da? Medicii au halatele lor, da? Când lucrează au halate, sunt îmbrăcați în alb, da? Au, alui, depinde șoferul. Are a lui haine, da? Fiecare mușitor în construcție are a lui haine, da? Adică trebuie să fie și îmbrăcămintea cuvenită unde noi suntem. Dar cred că și mai este lucrul ăsta, că dacă noi nu trebuie să fim pricină de sminteală pentru aproapele nostru, da? Că în unele cazuri noi suntem cei care putem să facem pe un alt semina nostru să greșească, să cadă în păcat. Prin portul nostru, prin îmbrăcăminte, chiar să spunem la femei scurte, poate și la bărbați îmbrăcați în șorte, eu nu știu, dezbrăcați și tot femeia, tot este atrasă, da? Și în modul ăsta, el privind-o, poftind-o sau invers, el săvârșește păcat. Și noi tot ne facem pricină de păcătuirea celuilalt. Nina, deci poate totuși... învățat la facultate și Larisa, în mod sigur, învățând feminismul în activitatea ei civică, știe că nu e niciodată vinovată victima de cum s-a îmbrăcat, îi vinovat cel care a pohtit-o, a violat-o sau a hărțuit-o în vreun fel. N-are nicio vină victima cum s-a îmbrăcat, cum s-a purtat, cum s-a uitat galeș. Da, eu mai de ales asta sub aspect vrut... juridic, dar... în fața legii. Și, nu, și, da, e corect asta. Și îmbrăcămintea cumva ne influențează și pe noi. Noi chiar fiind îmbrăcați într-o anumită haină, să spunem, ne inspiră un ceva. Poate chiar și fie și mândrie sau ceva. E, oricum ne influențează și îmbrăcămintea în care suntem. Da, depinde, Oleg, acum e bine. Depinde, am observat, depinde dacă femeia se îmbracă mai scurt, e o leac și mental slăbește, adică se îngustează și la minte. Că nu, eu cred că se îngustează la minte bărbatul care crede așa ceva. Care, nu, un bărbat care are așa credință, el se îngustează la minte. Poate nu, așa, nu contează la cât majorita. De lungă am rochia sau părul, contează cât de bine și cât de mult gândesc. Vorba cânticului, nu, Larisa? Și încă da, ceva. În biserică se vorbește despre tot. Despre tot se vorbește. Și nu spui cineva că ea că nu s-a spus. Nu se... Despre tot se spune. Și despre suflet, și despre port. Și despre tot se vorbește. Dar omul alege. Știi? Și-i convine. Și pe urmă își dă părerea. Înțelegi? Așa tot nu este normal. Acum am vrut, în primul rând, despre păcate, trebuie că sunt păcatele străine, care creștinul mai este răspunzător și de păcatele altuia și anume. Când sfătuiești pe altul să păcătuiască, când poruncești altuia să păcătuiască, când se învoiește cu altul la păcat, aici dacă ai vrut să zici de păcate, trebuie și tu să le iai cum sunt scrise deja. Cu învinuirea, Oleg m-a provocat, amuțineți-vă. Este așa știință, când este învinuită victima, e o problemă gravă a societății, că v-am citit, a fost un caz, că trei fete s-au pornit în munți și acele trei fete au fost violate și omorâte. Foarte multă lume le învinuia, că ce cătau fete tineri, că s-au dus în munți și că erau și în pantaloni scurți și nu știu ce. Era, nu puteam veni în fire câteva zile, adică au fost violate, au fost omorâte și tot ele au purtat vina, tot ele erau vinovate. Tot așa când pe stradă, că am mers cu cineva, aici e o modă atât de o discriminare care te doboară jos.
nu pot înțelege nici până acum cum poți tu să învinuiești. Nu acela că s-a uitat și a agresat-o și a violat-o sau pe și în unele cazuri și așa omorât-o cum acele trei studenti tineri care au mers în munți împreună. Tot, adică, într-un fel, e îndreptățit agresorul și e îndreptățit din acele motive că, mă rog, în biserică, dacă tot se vorbește atâta că femeia nu trebuie să îmble în fustă scurtă. Mai este încă un moment. Îmblă, hai ca o, zicem, soția, parteniera, hai să luăm, zicem parteniera, că acum, mă rog, mulți se abțin de căsătorie. Bărbat și femeie, dintre bărbat și femeie. Și el o obligă, hai să zicem soție, că dacă voi sunteți mai așa, că soția să nu-și facă unghiile, să nu aibă inele, să nu aibă cercei, să nu aibă păr, să îmbli în fustă lungă, fără machiaj. Dar când încolo el pe furiș noaptea să uită la parade de modă unde femei frumoase și chitite, pe drum merge, îi se sucește gâtul și ochii, îi sclipesc când se uită la femei bine aranjate și gătite. Asta dacă nu cumva se uită la site-uri porno, filme cu gay. Da, nu, și... No, indiferent, adică să îmbli, adică cu cerință, că lui i-a spus părintele și vine și pisează femeia și ea acasă, că nu te vopsi, nu te machia, nu te îmbrăca în fustă scurtă, dar pe drum sau când încolo încoace la televizor, tocmai stau și se uită la cine? La cele care bine arată, la femeile aranjate, machiate. Au? Și unde ajungi cu sfaturile astea? Aici este și pilda Mântuitorului, când spune ce vezi paie din ochiul fratelui tău, dar bârna din ochiul tău nu vezi. Scoate-mi tăi bârna din ochiul tău și apoi urma să vezi cum scoți paie din ochii la fratele tău. Și adică... am vrut să o leac să accentez. Și Domnul Iisus Hristos aceasta zicea la preoți, la farisei, nu spune la om simplu. Dar spune la pochi, așa cum o numește Oleg Pidenșe. În limba rusă se numește popa, de atât că așa și este, popa. Asta nu este un cuvânt rău, dar la moldoveni deja s-o deprins de la ruși tot zic popa. Apoi ea ca la popi el spune, el nu spune la om simplu. Așa e și o zis Vlad, ați înțeles dacă ați înțeles ce am vrut spune. El mustra pe farisei că ei se țineau de cartea și ei spuneau că ei văd. Și el zis, de atât că spuneți că voi vedeți, a de atâta și a să răspundeți pentru totul, că dacă nu era să vedeți, apă atunci era să fiți pentru mântuire. Dar așa că spuneți că vedeți, apă voi trebuie să răspundeți pentru ce și faceți. Haideți să vorbim și despre cei care nu sunt credincioși, ca să nu creadă toată lumea că ne referim numai la idei religioase. Ce atitudine aveți voi credincioșii față de oamenii care nu sunt credincioși sau sunt de altă religie? Nu tot creștină, sau tot creștină. Sunt baptiști, martorii lui Iehova, mormoni, catolici, alt fel de protestanți. Ce atitudine aveți față de cei care au alt fel de credință, alt fel de Dumnezeu? Spate eu să vă spun. Da, vă rog. Spate eu să vă spun că tare am vrut să răspund la întrebarea asta, mai iert că vă întrerup. Pentru mine părerea așa. La mine nu există credință că aici e baptist, așa la catolic, aici e musulman, pentru mine există alte credințe, alte înțelegere. Omul care face bine, înseamnă el de la Domnul. Dacă face rău, înseamnă el de la dracu. Все. Eu nu împart cum alții baptist, că eu sunt și o primare judecătoră. Dar, Oleg, aceeași faptă poate fi considerată bună și ră de oameni diferiți? Sau chiar tu dimineața poți consideri o faptă bună și în spisară să te gândești, băi, dar stai mai timp că a fost ră. Fapta mea, de exemplu, sau fapta ta. Deci ce înseamnă bine și rău? Bine și rău adică trebuie să alegem. Noi suntem oamenii care alegem să facem bine sau rău. Adică și aici Dumnezeu spune că adică veniți tot ce e sărac cu Duhul. Adică ei toți, pe toți îi primește, adică indiferent că e baptist, că e covid și mai departe, dacă e omul smerit și e bun și nu face rău, atunci el nu este păcătos, nu este în sensul ăsta că adică, suntem în fața lui, suntem toți egali. Și adică
noi singur alegem, adică să facem bine sau rău. Păi iată, am vorbit despre pomenile la mormânt, toți se declară creștini, toți fac pomenile la mormânt, toți cred că fac bine și voi ați zis că e rău. După, când dar vorbim, vorbim, când vorbim de... de limită, adică că credința spune că să dai, dar nu așa, într-așa măsură, tu să faci că, adică să aduci totul acolo, adică da, în fală, adică că aici Dumnezeu spune, adică smerenie, laudă, fală, trufie, mândrie și așa mai departe, adică aspectul biblic spune că să aduci, dar nu să aduci cantitate, adică omul deja trece limita, adică toate. Adică să nu știi dreapta ce faci stânga, înțelegi? Adică așa să dai, că nu în fală sau în văzul tuturor, dar făcând în taină, atunci ai răsplată la Dumnezeu. Și când te rogi tot așa, când, depinde taina când ești acasă. Dar asta spune Biblia, taina smerenie, adică tu trebuie tu trebuie să alegi, adică tu trebuie să știi cum să faci, cum să procedezi, în ce aspect, adică orice fapt care este săvârșit, adică însuși că anunci, dacă noi să facem o paralelă cu legea, tot se spune că fapta gravă, deosebit gravă sau excepțional de gravă, adică cât de grav tu ai făcut lucrul ăsta, adică tu ai dat în calități mari și de nu te-a rugat nimeni să dai calități mari, pentru că dacă tu consideri că cum faraonii în Egipt spuneau tot aurul și tot ce aveau ei, puneau un mormânt, adică ei considerau ca să ajung mai departe la ceruri. Paralel asta e tot aceeași aspect, adică tu aduci cât mai mult, sau ca țiganii, cum ei pun tot acolo la după moarte și adică ei s-o pot mai departe o să fie la cer. Adică omul singur adaugă de la sine anumite idei și le crede în ele. Adică nu sunt aspectele astea din Biblie. Îți spune Biblia că tu trebuie să dai cât mai mult și să ajungi mai departe la cer. Sau ca musulmanii care spune ca să omori și să ajungi mai departe la cer și să fac atâtea în lume, să fac atâtea. Musulmanii nu zic așa. Ei nu zic așa. Asta teroriști așa zic. Credința musulmană nu învață să omori. Nu, eu să vorbesc aspectul ăsta și cum și la creștini, între creștini există creștini, așa și în alte religii, și la musulmani, și mai departe. Credința musulmană nu învață să ucizi. Eu știu. Da. Eu mă întrebat pe nu învață. Eu fac paralela asta. Adică, nu, orice religie există, știți, nu există păduri fără uscăciuni. Și adică în orice religie există așa aspecte, unele idei care omul se creadă în ele. Adică sunt materializate anumite idei care omul crede în ele. Omul singur este vinovat că el crede în ele. Nimeni nu l-a impus să creadă în asta. Nimeni nu te-a impus să crezi în asta, că, adică, uite, tu trebuie să dai cât mai mult și să ai mai mult. Tu ești, sau tu trebuie, cine îl pune, spre exemplu, pe alcoolic, el să bea? Îi pune cineva ca el să bea? Nu. Interesantă comparație, credința cu alcoolismul. Mulțumesc, Nina. Dar să revenim la toleranță religioasă sau confesională. Omul, după Paști, nu zice decât bună ziua și toți îi sar în cap. La Hristos oviet! Sau îi zice și Hristos oviet și el răspunde cu bună ziua. Dar și, bă, ești păgân! Și asta e toleranță religioasă? Există talibani și la ortodox și la protestant și la cine vrei. Eu s-o cot că Hristos a înviat, nu trebuie să spui la lume, trebuie să spui numai în biserică, așa e, Vlad? Hristos a înviat, da, se spune la creștini la care cred în întrânsul, dar dacă omul nu crede, cum și Dumnezeu respectă libertatea și cum i-a dat omului libertatea, așa noi trebuie să respectăm libertatea oricărui om. Da, noi nu putem să spunem. Noi putem să, dacă ne întreabă, să-i mărturisim. Dar noi nu putem sau să convingem pe cineva, numai dacă e chemat de însuși Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îl cheamă și el simte chemarea asta, el singur vine. Fără să stai tu să-l convingi de ceva. Dacă tu ești credincios, păstrează credința pentru tine. Ești lucrează la credința ta, dar nu te gândi că tu poți să faci pe cineva credincios. Că nu este. Zici, chiar și Iisus Hristos spune că nu puteți veni la mine numai dacă nu sunteți chemat de Tatăl. Păi cel care vine la Hristos este chemat de însuși Dumnezeu.
Și vine la unul Hristos? care îți crede urmașul lui Hristos și îi Da. zice Inshallah sau zice Hare Krishna. Și ăsta ia o cruce și când îl plesnește după urechi. Și băi, ne-ai venit cu religia ta? Păi să înțelegeți, dacă noi citim însăși Evanghelie, da, sau tradiția creștină este, noi nu întâlnim așa ceva. Că să sărim la în cap la cineva, să întâlnim, da, eu nu știu, ați auzit cineva să spui așa, sau în Evanghelie să scrie în cuvântul lui Dumnezeu să sărim crucea în cap cuiva, să-l pălim, sau acolo e scris că iubește aproapele tău ca pe tine da, însuși. Da. Bine, și ce înseamnă aproapele tău? Înseamnă numai fratele tău? Cine e aproapele tău? Când s-a dat, când cineva l-a întrebat pe Iisus despre aceasta, Iisus le-a dat o pildă. Un samarinean, da, vine în Ierusalim. Și pe drum l-au întâlnit niște tâlcari. Și l-au bătut. Înțelegi? L-au bătut și l-au lăsat aproape mort. Și prin întâmplare, pe acolo trecea un preot. Nu știu, odată, ca exemplu, cu preot. O trecut un preot, l-a văzut și o trecut pe alături. O mai venit altul pe acolo, o trecut, tot l-a văzut și nu a făcut nimic, o trecut pe alături. Dar un samarinean, da, care era un călător, trecând pe alături și l-a văzut pe dânsul că e rănit, e aproape mort, l-a luat și l-a pus pe asinul său, i-a uns rănile cu vin și l-a dus la o casă de oaspeți și l-a pus acolo sub îngrijire. Și o dat niște bani, o plătit pentru dânsul, da? Și o spus când o să mai trec, da? Când o să revin, o să-ți dau ce-i mai cheltuit pentru dânsul. Și i-a întrebat pe cei care i-au dat întrebarea, spune, care din ei a fost aproape de celui care era aproape mort? Și ei i-a răspuns că samarinean, cel care a făcut bine cu dânsul. Și ia ca unde se explică, că noi trebuie între noi, cu noi să fim mai iubitori, să ne iubim unul cu altul. Noi dacă ne-o iubi, eu cred că ar fi cei mai puternică, iar ca țară, să-ți spunem așa, dacă noi ne-o iubi între noi, s-ar teme de noi și cei mai puternici care s-o pot țări, înțelegi? Dacă ar fi dragoste între noi. Okay. Zicem că Швейцария, eu nu știu cum la deși, după cum aud la alții, cum povestesc în Швейцария, că acolo oamenii respectă ca un fel legea, da? Și de atâta, eu fiind o țară mică, dar totuși e și bogată, înțelegi? Acolo oamenii care au bani își pun bani acolo, că sunt sigur că de acolo nu o să ducă nicăieri. Sau o să fie furat, sau... Așa că avem și avem, așa suntem noi. Și dacă noi ne plângem de preoți, atunci cineva spunea că dacă vreți preoți buni, naștiți-i, da? Sau de unde vreți preoți buni dacă voi sunteți răi? Și tot voi veniți și vă faceți preot. Tot așa putem zice și de clasa politică. De unde politicieni buni dacă alegătorii... Fix așa, fix, fix. Dacă noi însăși nu ne vom schimba, noi nu vom face bine, da? Nu ne-o stăruiesc să facem bine, să fim mai iubitori unul față de altul, să nu ne mai urâm, să nu ne mai invidiem, dar să ne ajutăm, să nu ne mai scuipăm sau să ne bărfim. În loc să vorbim pe cineva de rău, mai bine l-am ajuta, înțelegi? Să fim mai îngăduitori față, mai amabili, mai milostivi, să facem milă față de cei care sunt sărmani. Sunt oameni care fac, sunt așa cu adevărat, cred, înțelegi, și l-au cunoscut pe Dumnezeu și de atâta ei și urmează. Dar dacă tu vezi altceva, că spune că după faptele lor îi veți cunoaște pe dânsii și noi dacă nu vedem faptele de care Mântuitorul ne spune, păi atunci noi înțelegem, fără ca să ne mai spui cineva că nu are credință sau este influențat poate de cineva, înțelegi, nu are credință. Păi că dacă avea credință, avea să facă ce îi spune Mântuitorul, înțelegi? Dar dacă mai sunt, că omul mai cade și în ispită, dar el trebuie să ridice. Dacă noi toți cădem, nu suntem sfinți și chiar spune că biserica nu e adunătare, nu e adunătură de sfinți, dar e o grămadă de păcătoși care scăiesc de păcatele lor, ia ca și biserica, înțelegi? Nu e o adunare de sfinți, stăți, uite că trebuie să vadă și preoți sfinți și aestiană, înțelegi?
Noi, pe noi trebuie să ne vedem sfinți. Noi trebuie să fim oameni cei care facem bine. Înțelegi? Și atunci și oamenii care se întâlnesc cu noi, dacă ați observat un om care face bine și care nu se laudă, dar face pur și simplu, îl stimează de oameni și îl iubesc. Înțelegi? Și dacă sunt chiar și oamenii răi, când se întâlnesc cu așa persoană, ei nu vorbesc ca toți cum vorbesc. Înțelegi? Ei se stăruie să aleagă cuvintele, se stăruie să fie mai amabili. De ce? Că nu-i făcută din fală, el o face sincer, el o face din dragoste. Și așa ar trebui noi să fim, cu dragoste. Da, ați observat că există oameni buni și pe lângă, în afara bisericii și în afara credinței, poate omul e capabil de fapte bune și chiar dacă nu-i credincios, oameni agnostici, atei, sceptici. Eu am vrut să spun la vorba lui Vlad că el a zis că trebuie să ajutăm unul altul. E ca când Sfântul Sergei Radonjski a fost, apoi el când a venit din oraș la mănăstire, apoi a văzut pe un hoț care cu căruță, cu cală, a scotit din mănăstire și a fost. Apoi în loc ca să-l bată pe dâns și așa mai departe, tot lângă dâns s-a pus și i-a ajutat să pui tăt în căruță. Apoi am zis și eu, apoi el tot l-a ajutat la aproapele lui. Să fură din mănăstirea lui. L-a furat și hai să împărțim în jumate, da? Nu, dar pe aici părintele din mănăstire și când l-au văzut pe hoț care fură tot de la dânsul, apoi în loc ca să-l bată sau să-l mustre, i-a ajutat să-l furi și apoi el s-a oprit atunci și a înțeles păcatul lui. S-a păcăit și apoi m-a rămas în mănăstire să trăiască. Larisa Matin că nu-i de acord. Da, eu nu... Am vrut să zic încă ce aș mai schimba, că dacă tot ai propus ce aș mai schimba. Multe din rugăciuni care se încep când începutul rugăciunilor, iartă-mă pe mine păcătosul și nevrednicul. Da. Păi zic, nu mai început rugăciunea și tu singur pe tine te-ai numit păcătos și încă și nevrednic. Adică o programare cam negativă. Și după asta că... Asta smerenie. Păi smerenie, da. Dacă e nevrednic, că e nevrednic. Nu mai... Eu înțeleg că e smerenie, dar și păcătos și nevrednic totodată. Doamne, măcar să fie așa că... Și mai departe spui conținutul la rugăciune. Dar măcar dacă ar fi așa că... Te rog, Doamne, ajută-mă să fiu vrednic... Dar nevrednic asta ce înseamnă? Eu... Nevrednicul. Nevrednicul... Stai că să-mi amintesc că trebuie să... Ca să spun exact că cu termenii bisericești e mai greu. Că să-mi nedostoinei cumva. Nedostoinei, da, ceva. Încolo îmi place. Păi da, da. Cum asta, adică tu deodată singur știi dinainte că ești așa, uite, nu-s de acord, că e o programare negativă. Chiar că ești dacă tu spui așa, dacă tu spui nevrednic, da, sau aistean, tu trebuie să fii sincer. Dacă ești sincer, atunci asta e spre smerenie. Dar dacă tu o spui... Amăgent, ca o minciună, da, așa, ca să te faci, prefaci. Asta nu dacă asta e o prefăcătorie, asta e fățărnicie, asta e păcat, de moarte. Și, păi, nu are sens, înseamnă că nu e smerenie. Cineva spune asta din smerenie, sincer spune. Și asta e socoate ca smerenie. Ar fi asta bine că... Dar... Asta e și problema, că smerenie sinceră puțin cine are. E ca nedostoi. Auzi, Oleg, nedostoină. Am înțeles. Mai corect când în rugăciunile în limba rusă prosti mine greșnuiu și nedostoinuiu. Uite, așa mai se zice. Da, eu am înțeles. Păi da, dar eu știu. Da, că mă rog, greșești cu gândul, știu cum e în credința ortodoxă, ai greșit cu numai cu gândul și deja e o greșeală, da? E gândit la vecini de rău, că las că i-aș arăta eu lui și deja e păcat, ai greșit. Dar când tu vrei să începi o rugăciune,
o aspirație către Dumnezeu, către Absolut, tu începi deodată în ritmul ăsta negativ, că nevrednicul și nedemnul și zvai de steaua mea, știi? Eu înțeleg că trebuie smirenie. Doamne, știu că am greșit, dar nu chiar să te numești și nevrednic și nedemn și nu știu cum, mie nu mi-e drag. Uite, Doamne, am greșit, am păcate, dar nu chiar să mă etichetez. Înțelegeți despre ce vorbesc eu? Uite, și da, să recunoști asta, sincer că ai că greșești, dar să nu te etichetez. Că eu i-am dat o etichetă. Câteodată, într-adevăr, asta poate fi mândrie, că ea ca eu sunt nedemn, că ea ca eu sunt nevrednic și încolo încoace, tot te poate duci și asta în mândrie. Dar dacă tu ești sincer în rugăciune, Doamne, am greșit cu asta, asta, dar te rog, iartă-mă, că vreau să te rog și vă să mă ajuți să fiu leacă mai, nu știu cum, mai... Păi sunt diferite rugăciuni, sunt diferite rugăciuni. Nu e o rugăciune ca să... Da, 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 eu știu că sunt diferite, dar unele din trânsele parcă ar vrea, știți, pe om să-l programeze ori la trufia asta, orgolii, ori la negativ. Da, până la urmă, sunt... omul singur rămâne să aleagă, adică ce să și însuși și rugăciunea pe care trebuie să o învețe și care să creadă. Păi, e corect. Da? Dar pe unii nu îmi duce mintea și capul, e ca care e problema. Da, păi aceea, fiecare... Alții învață rugăciunea ca pe poezie. Asta e ideea, că alții învață rugăciunea ca pe poezie și de fapt sensul nu văd. Eu mă uit la ăștia, înainte vreau pe la casă, ăștia martorii acolo, ăștia. Ei spun, adică rugăciunea învață ca pe poezie și însuși nu înțeleg esența cuvintelor, ce și să se spune acolo. Dacă ei ar pătrunde în esența, atunci ei nu ar învăța toate astea și te-or pune și pe tine să înveți și să treci de partea lor. Adică omul însuși uneori devine jertva a tuturor, cum să spun, a situației. Adică tu te pune sau te îi pune, iar iarăși, aici e ținut de personalitate, adică tu te, uneori te îi pui să crezi în asta, sau tu nu te îi pui să crezi în asta. Cei ce se spune, ți se spune ție, că însuși că te duci la preot, îți spune așa și așa, tu rămâi să alegi, adică ce să faci și ce să nu faci. Cred că și cum să faci și ce aspect, adică trebuie să intri. Adică, și asta e ține iarăși de caracter omului, de personalitatea fiecărui om. Adică cum el vede lucrurile și aspectele. Și eu vreau să mai spun ceva aici, că noi ar trebui să lăsăm fiecare să-și facă lucrul lui. Depinde, vorbesc și de medici, poate nu de medici numai, dar ca să înțelegi ca exemplu, noi nu putem să spunem medicul și trebuie el să facă. Da? Când ne ducem noi la medic să-i spunem și ar trebui el să facă. Iar și la preot nu trebuie să spui ce să facă. Corect. Fiecare trebuie să-și facă lucrul lui și să-l facă cinstit. Să-l facă din toată inima. Inclusiv da, hoțul, jefuitorul. Păi hoțăia, noi știm că să nu furi, asta e deja e păcat. Dacă ești hoț, deja ești. Și dacă rămâi în păcatul ăsta... Tu până la urmă mori, tu înțelegi că ori te duci la închisoare și, și sfârșitul pe urmă, după închisoare și chiar dacă treci din viața asta, dacă tu ai rămas noi urât păcatul ăsta până la urmă, atunci tu ești cum? Atunci te alegi cu o sânda. E pentru că nu te-ai căie. Dacă tâlharul, iacă în timp cități când pe Iisus Hristos l-au răstignit, da? Și îl spuneau, răstignește-l tăți și-l scuipau și-l băteau, dacă știți, dacă ați citit, cunoașteți. Și el s-a uitat, a privit la toți și a spus, iartă-i, tată, că nu știu ce fac, adică nu-și dau seama ce fac. Și... Uf, vă rog, Camera cum s-o întorc? Cum s-o întorc camera? Pune degetul pe ecran și după aceea îți apare o cameră. Dacă nu te descurci, ieși mai într-o dată. Eu vreau să pe ecran cu degetul două ori așa, repede. Nu de două ori, o dată. Vreau,
Vreau să vă povestesc un lucru. Am avut un cunoscut de-a meu, el tare iubesc mănâncă. Și odată el a mâncat un leghean de olivie, de salată asta, cu ou, cu asta, un leghean întreg, acolo era vreo 5 kg de salată și a mâncat deodată. Și eu l-am întrebat, Pete, eu i-am zis, tu ce ai făcut? Pentru ce ai mâncat toată salată? Și Daniel Costin i-a mâncat el, îmi zice. Și apoi urmă mă întreabă, poate să mă duc eu și eu baciușcă în biserică, dar zic, deși de pe acolo măcar mâncare este mult. Eu zic, dar tu numai pentru mâncare vrei să devii preot? Eu zic, apoi tu spăcătuiești în fața Domnului. Nu ți-ai mai gine, îți faci bucătar. Nu, dar el s-a gândit și preot. Apoi la și m-am referit că sunt nu toți preoți care al vedeți voi acolo sunt preoți. Nu toți preoți. Preotul nu se face, preotul se naște. Corect, Vlad? Corect, da. Preotul, el cum poate să nască? Să nască deodată preot? Nu, tu ai fost tractorist sau politruc și după aceea îți faci preot. Da, el nu se naște. Spune de aspectul omului, că însuși ca și actorul, ca să devii, el trebuie să aibă talent. Adică, numai decât. Iarăși polițistul, ca să devii polițist, el trebuie să ai anumite aspecte născute. Numai decât. Da, și aici iarăși la preot, iarăși, el de mic, el știe că el cânta cât și bisericești și așa mai departe și el credea lui Dumnezeu, el era, adică tu trebuie să fii născut cu anumite capacități, da, anumite da, să ai, corect. Ca tu dar... să fii. Sau chiar și așa ești profesor. El dacă e profesor, el spune că ce profesor bun, e profesor ăsta e născut ca să devină da. Profesor. Corect. Și toți îl iubesc, da. Și el poate să meargă să fie într-o haină jerpelit toată viața, dar profesorul acela să-l iubească toți. Și el iubește lucrul lui, și el să atârne cu stimă către ce și face, corect? Da, asta e foarte important, ca lucrul tău să-ți placă, adică tu ți-ai ales un lucru, da. Nu că ți-ai ales pe aspectul financiar, că adică eu să am bani mai mulți, sau a să fiu mai bogat, sau a să mă iubească mai multă lume, omul, adică în sinea lui, își alege anumite priorități în viață, adică și, dar tu rămâi să alegi pe care le vrei anume, să le cucerești, adică dacă vrei să devii om, până la urmă, tu ești și polițist, ești om. Nu spui că dacă el e polițist, gata, el ăsta nu e om. Spune că rușii spun musăr, știi? Adică e gunoi. Nu, nu sunt musări fără oștă, ești. Da, adică tu nu trebuie să... Omul, de fapt, are niște idei greșite de faptul că necă da. Să creadă despre cineva ceva, dacă el e procuror sau dacă e polițist, el nu e om ca și de rând, ca și tu ceilalți oameni și nu poate să fie... E om, numai decât polițist, om. Nu există polițist cinstit sau nu ești preot cinstit sau... Nu este corect, adică există preoți, trebuie preoți, polițiști trebuie polițiști, procurori trebuie procurori și parlamentari da. Trebuie parlamentari. Asta și eu am vrut să spun că mulți preoți acum care se fac preoți, e mai mulți din 900%, 80% vin după că asta se numește lăcomie, pentru pentru avuții, pentru a avea oarecare san, oarecare, cum se numește asta, Iană, cină, pentru a să fie stimat, închinat la masă și așa mai departe, pentru mărire. Iacă sunt mulți preoți care se fac, care nu sunt preoți, dar ei sunt preoți, dar ei se fac, se duc pentru asta, că adevărat preotul, niciodată n-a să fie n-a să cată ca să fie lui suflat în borș. Cine este de acord cu mine? Vlad? Nu, este și un alt aspect, că adică el nu a putut toată viața, de exemplu, să devină pedagog sau alte profesii și el a putut să devină preot. Și adică acela nu era preot, pentru că dacă tu trebuie să alegi, să faci o cale în viață și pe care tu să mergi corect. Adică tu ți-ai făcut, ți-ai de autoprogramat, ți-ai făcut anumite planuri, chiar că eu vreau să devin, atât. Adică dacă tu mergi, tu rămâi, tu vrei să alegi, că adică nu, eu mă atic peste noapte, să devin mâine, să mă pregătesc să devin polițist sau să devin preot și așa mai departe. Nu merge aspectul ăsta.
Adică tu riști să fii un polițist prost sau un procuror prost sau un preot prost. Adică nu înseamnă că prost, dar înseamnă că să fii o persoană care de fapt ești, nu înțelegi că nu te acceptă toți. Adică nu, și nu înțelegi de la ce. Și tu ai anumite remușcări, tu mori cu remușcările astea și nu înțelegi ce se întâmplă. Adică tu ți-ai mers pe calea care nu pe tine, nu ți aparține ție. Nu, dar el când se duce, el trebuie să știe pentru și se duce. Nu există să nu știe. Că l-a pus cu deasâla pe dânsul. Corect. Da, sunt... Oamenii atunci când sunt pe o cale, cum Dumnezeu se spune că făceau anumite jertfe, așa și omul trebuie să jertfească cu ceva în viață ca să devie, să fie un profesionist adevărat. Poftim, Vlad. Ai vrut să spui? Da, sunt diferiți oameni și fiecare se duc cu diferite interese și pe tot locul se văd, chiar și spunem și în biserică, da, cu interese, dar se întâmplă desori, da, că se duci, s-a uitat că poate să facă bani, dacă tăți vorbesc preot sau bani, se gândește tot, dacă mă duc, mă fac preot, înseamnă că așa am de tăti, așa am și întrebu și vreau, da, și unii se duc cu acest scop, da. Da. Și din păcate avem și așa ceva, da. Și dar eu mă gândesc că dacă se găsește în biserică aceia care o persoană, un creștin cu adevărat care e credincios, da, care cu adevărat crede în Dumnezeu, da, chiar și pe acest preot poate să-l schimbe. Adică el poate să se simtă sunt păcate ca cu un om care cu adevărat crede în Dumnezeu, da? Și trăiește, nu se fălește, el nici nu se arată, dar când se întâlnește chiar și așa la preot, el se simte păcătos față de, simte păcatele lui, se simte, ca când se aproche persoana asta, se simte păcatele, înțelegi? Și la un moment dat se gândește că este nevrednic, da? Și începe să gândească și el la păcatele, deși anume el păcătuiește și poate să schimbe chiar și această persoană. Asta tu vrei să-mi spui proverbul să piatra cu piatra să ascute, da? Da, da, da. Pentru că noi trebuie să fim creștini. Noi dacă cu adevărat suntem creștini, dacă cu adevărat credem în Dumnezeu, atunci trebuie să trăim credința pe care o trăim, dar nu nu știu, să pur și simplu să vorbim despre dânsa. Dar cum vă gândiți? Asta mă sperie pe mine, că voi ziceți că noi trebuie să fim creștini și săriți în capul celor care nu vor să fie creștini sau s-au născut de altă credință sau propovăduiți ca preoți, ca credincioși, propovăduiți niște valori care sunt deja cam expirate pentru civilizația europeană în care trăim modernă sunt în conflict cu legile deja existente. De exemplu, obediența, supunerea femeii față de bărbat, de exemplu, intoleranță la ceea ce numiți voi sodomie și izgoniți și vă bateți joc de persoanele care se numesc gay, lesbiane, bisexuali, transexuali și tot așa, cu toate că știm ce se întâmplă prin mănăstirile ortodoxe. Deci ar trebui să revizuiți și cărțile pe care le considerați sfinte și nu mai fie atât de ambigue și ușor de interpretat și să le confruntați cu legile civilizației moderne ca să nu fiți rămași în urmă și să intrați în conflict cu codul penal. Eu pot să răspund la întrebarea ta, Oleg. Eu pot să răspund. Hai, toți răspund câte o tură de răspunsuri și închidem că e aproape ora 11 și n-am voie să vorbesc la bloc mai mult de ora 11. Om creștin, dacă e om creștin, el niciodată nu-mi ducă și nu-i rap să ducă să sare acolo la oamenii ăștia, la gay, lesbian și așa mai departe, el îi rap să caute de biserica lui. Dar omul care are băț în ochi, da, caută asta, Iana, apoi începe a face războaie, scandaluri, asta nu este de la Domnul. Și în Cartea Sfinților nu a fost scris așa ceva, că ieșiți, vă bateți. Ai văzut când fariseii au adus pe curva și au păcătuit ce să facem cu dânsa?
El ședie săracul Hristos și îl uita întrânsul acolo în gândurile lor și zice: măi, nenormali voi sunteți, plini de păcat și ați venit să o judecați pe păcătoasă. Ședie și desena cu unghiul. Și la urmă el a zis: cine din voi nu este păcătos, aruncați primul cu chiatră. Ghinic asta nu a fost preot de astăzi. Apoi eram să o aruncă, cu s-o bat cu chietri până la sânge. Dar ei s-au rușinat și s-au dus. Așa și aici arată Biblia. Niciodată nu am pus pe apostoli să iasă, să se bată cu Mirianu, cu Oleg Brega, cu Vasile, cu Nicolae, cu Marosica Maria, că nu i-a construit pandusul. Niciodată un preot normal nu era să iasă din biserică și să o împingă cu coleasca asta, nu-s preot. Astăzi oameni care, телесные люди, плотяные, не духовные, а душевные, cum se numește, asta oameni cu gânduri trupești. Dar om preot, cu Duhul curat și Duhul Sfânt uns, așa spune că Biblia, că preot este uns cu Duhul Sfânt și are Duhul Sfânt, apoi ia ca el niciodată nu era să facă oarecare agresare. Și când pe batiușca Serafim Sărovski au venit să-l bată hoții, să fure ceva din asta chilie, apoi a zis: eu n-am nimic. Și l-au bătut pe dânsul, căutau, căutau și au văzut că are numai o carte, acolo, un posmac și două chetre pe care el ședie și atâta. Și s-au dus și pe urmă s-au căit și au venit, s-au șirut iertare. Așa și aici. Oleg, tu încurci pur și simplu preoți trupești care sunt acum, care nici nu erau niciodată în viața preoți, cu preoți adevărați care în duh. Așa e preoți care cu Domnul nu sar, nu judică, dar ei se roagă pentru oamenii ăștia. Așa învață pe noi Biblia. Corect, Vlad? Că să ne rugăm pentru așa nenormali. A? Da, da. Și e ca dacă să luăm ca exemplu două mere. Unul stricat și unul bun. Noi nu putem să criticăm pe toate merele după ce el stricat. Sunt mere bune, da? Noi dacă tindem spre ceva bun, spre ceva frumos, noi trebuie să tindem, să ținem cont de stricăciune, dar să tindem spre ceva frumos, da? Să ne uităm la și mai frumos, și mai bun. Noi, deși eu chiar vorbește, eu nu știu, politică nu-mi place centru, dar să vorbești ea ca Europa, ea ca aestiană. Adică totuși tind la o viață de acolo, da? Nu să vorbești ea ca... să vorbești, da, tind la viața de acolo, dar să vorbești numai porcării. Nu să, cum să facă, da? Nu vorbesc cu oameni, dar vorbesc porcării, vorbesc și ce vorbesc. Atâta numai jelui pe conducerea asta noastră. Dar nu fac nicui bun. Înțelegi? Noi dacă tindem spre ceva bun sau aistiană, nu uităm după cum am adus exemplu cu miere stricat. Nu uităm pe cel stricat, noi nu uităm după ceva bun. Noi tindem spre ceva bun, nu spre stricat. Deci noi trebuie ca chiar să aducem exemple, să aducem niște exemple stricate. Dacă noi putem să aducem niște, dacă noi aducem ca exemple stricate, înseamnă că noi și trebuie să tindem spre este stricate sau oamenii nu știu că asta nu e bine. Noi trebuie să aducem exemple bune, ca oamenii să tindă spre un exemplu bun. Și noi nu putem să judecăm după merele și stricate, că sunt și mere bune și sunt multe mere bune. Înțelegi? Poate mai puține, poate mai multe, dar sunt. Și noi trebuie să tindem pe șirea. Șirea sunt mai bune, da? Nu, ca să înțelegeți exemplu, așa ca să vă gândiți. Noi trebuie să tindem spre bun, să vorbim de bun. Noi, ținând cont de rele, trebuie să tindem spre ceva bun. Și atunci la noi s-au schimbat și lucrurile. Și atunci oamenii și-au credeș în Dumnezeu și l-ar cunoaște și l-ar căuta. Că dacă... tu nu vrei să-L primești pe Dumnezeu, nici nu s-L cunoști toată viața ta. Poți trăiești toată viața și nu știi că există Dumnezeu. Și să te uiți la preoți, că preoții vorbesc despre Dumnezeu, dar dacă tu nu citești Biblia și nu știi cuvântul de acolo, dacă știi cuvântul, tu ai găsit și oamenii cei care cu adevărat îl cunosc pe Dumnezeu. Dar dacă nu știi cuvântul ăsta... tu rămâi necredincios. Eu v-am spus și am pățit când am citit Biblia, am găsit cadou de nuntă al lui David și m-am speriat. Pentru mine e un manual foarte bun de ateism, Biblia, dacă o citești cu spirit critic. Hai să vorbească și femeile. Fica lui Eva. Urmașele, da, nepoatele. Ai pus un punct, eu vorbim,
am vorbit de mierele astea stricate și am știut eu că spui tu, dar ți-am spus, dacă vorbim de stricăciuni, de asta, și până la urmă nici noi înțeles. Da, am fost, înțeles ce? Eu. Da, cel care vrea să înțeleg, o înțeles, dar singur tot... Da, dar nu tot, aici, iarăși aspectul ăsta de ține de educație, adică omul crede în ce vrea, adică nimeni nu-i pune să creadă în ceva. Și aspectul adică ăsta e liber, de... da, liber. Noi, da, noi... omul până la urmă este liber să aleagă ce este bun pentru el. Și dacă noi să luăm și aspectul ăsta familial, adică dacă pe tine ai văzut jurul tău numai rău și ai crescut în rău, adică tu poți să devii ori foarte bun, ori foarte rău. Adică aici ține de mai multe aspecte și de caracterul omului, adică pentru că noi ne ducem la biserică, adică prin voia noastră, nimeni nu ne impune sau dacă chiar ne spune anumite idei, nu ne impune să le credem în ele. Dacă adică te întâlnești popa pe drum, numai de cât te întreabă? Cam de mult n-ai fost la biserică? Sau când te duci la o mormântare cu o rudă, cu cineva? Nu te-am văzut de mult? Ia spune tatăl nostru, chestii din astea cu șantaj. Cei mai mulți preoți am auzit că fac chestia asta. Probozesc cu omul sau vine și îți bate la ușă. Dibotează sau cu alte ocazii, vine și îți bate la ușă. Hai, dă să-ți sfințesc casa. Tu te băi și-ți caută de treabă. Oamenii să știi că... Dar anume la tine au venit, da, Oleg? Eu n-am casă, la mine nu au venit. Dacă se vorbește sub aspect psihologic, oamenii sunt care ei se închid în sine și nu știu în ce-ți creadă și în ce-ți creadă. Adică dacă tu ai spus o vorbă, el gata, el a spus e preotul, gata, el capul abia pleacă în jos, cum spune Ștefan, capul pleacă sabia nu taie, da? Și el face ceea ce spune, dar altul se supără. Adică cine el ca el să-mi spui ce să fac și cum să fac. Și oamenii se tem de gura lumii să încerce să apară unul, un baptist, un martor al lui Iehova ceva în sat. Îl scuipă, îl înjur, îl boscorodesc toți, nu numai babile care duc la biserică sau moșnieri care slujesc în strană. Da, ca la găini, ca o poliție, miliție de asta populară. E strașnic, da, câtă ură se răspândește cu pretextul religiei și mai ales prin intermediul bisericii. Nu vă mai spun câtă ură politică se răspândește, vă spune preotul din altar, de acolo sau din fața altarului. Pentru cine-s votați, pentru cine nu, cine-s bun, cine-s răi, cine-s dușmani, cine-s... Iată asta rău. Preoți вообще nu trebuie, în total nu trebuie să unească cu politica, că asta ei nu cred în politica, ei și înțeleg că asta e legat cu apocalipsis, cu fleacul de este de satana, politica pentru biserica asta e ceva de la satana, cum ei poate să unească, cum ei poate să agiteze, eu nu înțeleg, eu am văzut așa cazuri când... Trebuie pe Voronin să aleagă, pe el spune, alegeți pe Voronin și așa mai departe. Dar pentru ce să-l alegem noi pe Voronin? Pentru ce dacă biserica nu trebuie să bagă nasul în politică, în deloc? Sau nu trebuie să de acolo unde e parlamentul? Sau în biserica? Cine nu este de acord cu mine? Eu de acord, nu trebuie. Cu toate că ei... Da, politica este politică. Ce e al lui Dumnezeu, dați lui Dumnezeu, ce e cezarului, dați cezarului. Cum... Aici, dacă îl luăm sub aspect analitic, aduce factorii care influențează, de fapt, un politic, el rămâne să atragă persoanele care îi atrag pe dânsul, adică pe preotul de sat, care îl știu toți, hai să-l atrage pe dânsul, că el a să ne atragă mai mult persoane în politică. Adică aici este un aspect... Niște încălcări credincioase, creștine. Da, da. El face lucrul ăsta, adică preotul el face anumite, el are anumite privilegii din cauza la asta, are privilegii, adică sunt două aspecte, adică ori el are anumite privilegii, face pentru asta, ori are anumite privilegii, asta sunt bani, adică ori, adică el o face din două aspecte. Și politicul celălalt care vrea să-l implice pe, de fapt, preot, el nu mai are credință odată cel pe preot, dar el are, aspectul lui este financiar, adică el vrea să atragă mai multe persoane și de ce el atrage pe preotul de sa care îl știu tot sau pe pedagogul care l-a învățat atâția copii și atâția ani. Și ai fiind că marea majoritate a oamenilor aici se atragă
unul atrage pe dânsul, ăla atrage și pe alții. Și aspectul și politic și psihologic, de fapt. Adică oamenii cred în ceea ce nu vor să creadă. Adică mai ales să iasă să se bată cu lumea, preoții, asta în total niște bardac, n-are cu Dumnezeu nimic. Și el duce în biserică, el trebuie să șadă în biserică și el iese la Ștefan cel Mare și se bată cu paraduri, cu șei. De unii și ne o binecuvântat, mitropolitul Vladimir, dar deși domnul mitropolit Vladimir singur nu iasă să bată cu lumea. Cine, de unii? Asta mai lipsă, să iasă și mitropolitul. Ce-mi plătești, Oleg, acolo, că ne-ai făcut curios? Da? Niște strașnicii de la care așa insult. Mai bine nu mă întreba. Bine, hai să vorbesc. Așa e și ortaiet David pentru Saul. A, tu te joci cu prepuțul acolo, am înțeles. Hai, Larisa, să vorbească. Eu am vrut să zic că, într-adevăr, că nu prea înțeleg când sunt intoleranți. Cei care sunt intoleranți, adică ei înțeleg, asta e și, cred că asta e și gravitatea. Când el să judece de cei de altă credință, unde e toleranța lui, dar când îi judecă, deja e un păcat, da, după, dacă ești creștin ortodox sau te duci și la spovedanie și o să ierte, e altă treabă cu unii dintre înșii devin violenți și agresivi, da. aici chiar mă depășește. Da, cel mai des eu cred că problema cei care devin violenți și agresivi, mai mult de jumătate de cazuri, totuși nu-i problema credința lui. El are pretext, el are pretext și are motiv să-și manifeste firea lui agresivă. El nu are credință atunci. Da, el nu are credință și așa că în multe cazuri, Oleg, eu cred că când se iesc aceste conflicte care un creștin ortodox a atacat un musulman, un jehovist, un creștinoid, care mai sunt aceste culte religioase, e doar pretext, e firea lui agresivă, că el pe urmă se poate îndreptăți, că el e luptător pentru credință. Ce te faci tu cu dânsul, cu așa om de treabă, cu un mare luptător? Da, și am vrut să zic că asta, poate luăm într-o zi să discutăm tema totuși, păcat că nu pot cu laptopul să scot întreabă despre când victim blaming, cum se cheamă modern, deci nu pot pronunța. Când condamnarea victimii, o să zicem în română, o las eu cu engleza, să discutăm asta cu obișnuința asta de a condamna victima, mai nu în toate cazurile victima e vinovată. Și a vrut să zic de credința ortodoxă, când încep că ea e blândă, să ne amintim totuși de inchiziții, de cruciadi, de templieri. Sau de felul cum a fost creștinată Rusia, de exemplu, cu foc și sabie. Ce înseamnă cruciari? Templieni, ce înseamnă asta? Nici n-am auzit așa. Cruciade, Oleg, cruciade, când se duceau să creștineze pe alții. Apasă cu Domnul Adinimie. Nu să îi creștineze pe alții, nu cunoaște. Luptau cu păgânii, da. Dar asta cu păgânii, da. Cu Domnul era legat, nu e de la tipa, biserica asta. Eliberarea Pământului Sfânt, adică a Ierusalimului. Da, da, de exemplu, atunci erau musulmani, atunci, da. Dar inchiziția și elibera. Inchiziția asta a fost făcut, dar asta să vorbim de catolicism, da? Aici vorbim de catolicism. Aici a fost, și dacă nu știți ce s-a întâmplat între ortodoxi și catolici, da? Eu știu. Păi atunci, dacă știți, atunci ce spuneți? Adică referitor la credința ortodoxă. Eu vorbesc Nu tot cruciadele a distrus Imperiul Bizantin? Nu tot prin cruciadele? Nu tot ei au jăfuit creștinii? Nu tot ei le-au bătut? Creștinii ortodoxi i-au avut de suferit în cruciadele astea, inchiziții sau astea. Și numai creștinii, dar și evrei, toți au avut de suferit. Înțelegeți? Asta de la Domnul nu a fost. Dar ia că dumneavoastră v-ați referit la credința ortodoxă. Dacă cunoașteți istoria, știți că ei au avut de suferit. Dar ei n-au agresat, n-au au fost făcut cruciadii, eu știu, da, nu au.
e cea mai, e foarte blândă, comparativ cu altele, credința ortodoxă e blândă. Să nu vă amintesc de domnie când Patriarhul României a fost prim-ministru și guverna împreună cu legionarii și legionarii care acționau tot în numele credinței ortodoxe împotriva păgânilor evrei, da, și care au dus la Holocaust, omorârea evreilor, a romilor și a celor considerați atei și comuniști în România. Sute de mii de oameni au fost omorâți în numele credinței. Deci lăsați-mă, vă rog, cu ortodoxie care e mai bună și are mai puțin... Nu știu de numele credinței. Voi spuneți că credința ortodoxă comunism atunci a fost. Că credința ortodoxă blândă. Dar deși credința ortodoxă iese pe Ștefan cel Mare și bat pe acei oameni care nici nu vin în biserică, dar fac parada lor. Eu tot pot să răspund că e aprie și așa mai departe, dar nici nu sunt băgat în biserică. Dacă credința ortodoxă blândă, și caută ei pe străți, și evrei să ne apere pe noi de la cine? De la singuri de noi, dacă noi suntem spurcați și păcătoși, acum ei poate pe noi să ne apere? Sau cum Brega spune că și întrânși în biserică chiar sunt neajunsuri de este cu, cât na românscă mușeloștva, nu nici știu cum asta iană. De la cine vrei să ne apere pe noi credința ortodoxă? Chiar și eu am întrebare. Dacă spuneți că e blândă, deși ei iesă și bate pe lumea, să bate cu pe asta, cine învață? Domnul învață. Domnul Cibric și cu Marchel și cu celălalt, cum îl mai chema, este unul de la nenii noi. Țineți minte că nu săriți împotriva menorei evreiești, simbolul acela cu șase lumânări. Deci îi deranja și alte religii, nu doar homosexualitatea. Păi ca asta și zici că acolo nu există credință. Aici este să arăți singuri pe dâns și să vadă, să audă. Asta nu este credința. Asta este de la satană. Că omul credește, aici. Se roagă. Hai, scurt, vă rog, vrem să închidem. Gata. Da, Vlad, zi-o concluzie. Aici fiecare își manifestă poate, agresivitatea, fiecare se conduce după capul lui. Înțelegeți cum... Dar pastor rău! Dar încă ne întoarcem, da, la credința ortodoxă. Dacă noi ne uităm la credință, ce îndeamnă credința, da? Și ne uităm la viețile sfinților, noi vedem ce înseamnă. Noi nu putem să judecăm după careva incidență. Păi cu oameni sunt oameni și toți sunt păcătoși, înțelegi? Și ei fac păcate. Și noi să judecăm după păcătoși pe testă credința, creștini sunt ortodoxi. După... Dar nu permanent. Nu permanent îi trebuie să iasă. E păcat permanent. Ba, evreii, ba, aici, nu se, aici nu se referă numai la ortodoxi, dar orice care om are o răspundere, da? Este lege, este Constituție, are răspundere față de... Nu numai ortodox ar trebui să împlinească tot, da, cum se spune, ștăți axați că ei trebuie să fie sfinți, dar noi să fim păcătoși. Nu, fiecare are drepturi, are și obligații. Ar trebui să le îndeplinească. Noi trebuie și atunci, ies asta, cum spune Mântuitor. De ce vezi paie din ochiul fratelui tău, dar bârna din ochiul tău nu vezi? Întâi trebuie scoți bârna din ochi și pe urmă să știi cum să dai sfaturi și la alții. Cum ar trebui să poarte sau... Mulțumim, scundu. Oleg, că ne-ai arătat tainica lucrare. Am văzut-o acum cu coada ochiului. Nu-i și aici ne-am temut noi și ne-ai păcălit tu. Mulțumesc tuturor pentru participare, mai ales Oleg, femeilor. Da, Larisa, o concluzie. Ca adevărată fiică Evi, la urmă vreau să zic că totuși... Sunt cu adevărat oameni care de o puritate cristalină, care au într-adevăr credință și cunosc și înțeleg, adică ajung prin conștientizare la credință. E ceva frumos, oameni deosebiți cunosc de ăștia și sunt mereu încântată de ei. Și la sfârșit, așa pentru bărbați, că ai vorbit de răstignirea lui Iisus Hristos, cine a fost, câți din apostoli și din ucenici erau cu dânsul și cine a venit la mormânt, din câte știu, femeile. Da. Bun, te-ai lăudat. Mulțumim tuturor pentru participare. Mulțumesc, coleg, pentru inițiativă. Spune-ne când e următoarea discuție și despre ce. Da, am o clipă. Vlad, mă auzi? Da, te aud.
Îți mulțumesc foarte mult că ai participat, foarte mult. Lui Bogdan, când a început să vorbească urmașii mei, Evi, și a început să spui că noi nu suntem gata, apoi el s-a dus de la noi. Eu înainte de a participa, mă scuz că te interup, înainte de a participa, când mi-a spus el ce discuții trebuie să ducem aici, mi-a spus, Oleg, eu nu sunt pregătit. Eu nu cunosc așa multe ca să... Noi nici nu trebuie să știm pregătiți. Asta, eu nici n-am vrut să știm pregătiți, pentru că noi nu suntem sabor care trebuie amu să rezolvi oarecare întrebare. Înțelegi? Tot normal a fost, trebuie simplitate și părerile populare simple, că orice preot care ne ascultă pe noi, sau fie el prezbiter, sau pastor, sau cum se mai numesc, sau magomet, e să aibă a lor gânduri, nu trebuie și gătit, asta nu a fost corect comprimat de urmașii Evi, nu corect mi-a zis nouă, dar Bogdan chiar foarte interesante lucruri spune. Hai și ca să dezvăluim și ultima taină, altă urmașă a Evi, Nina, rugăm să ne explice cum de-o aflat de discuția asta și cum de-o intrat. Am vrut să mulțumesc și pe doamna Larisa și pe Nina că ați fost tot. Vă mulțumesc foarte mult. Asta, sincer, la mine copilul a pus, o găsit video cu Oleg Brega, dar el nu știe pe Brega. Și a pus video și eu întâmplător am pus asta și zic, să văd ce se spune. Că era dor de toate discuțiile astea de-a voastre și chiar mi-a făcut plăcere să particip la așa discuții acum în plină sărbătoare de Paști. Ei, mai este până la Paști, dar unii deja sărbează. Iaud Hristos o vet anul împrejur, așa o țin. Da, mi-a fost dor discuțiile voastre, sincer. Da. Și nouă ne era dor de prezențele tale publice, că altă dată erai pe toate baricadele. Mulțumim Nina, Larisa, Vlad și Oleg, tizul meu, care mai e și Bonelido Amigo. Noapte bună, ne vedem data aviatoare. Stai de spun până la urmă. Dar ce mai ai? Spui. Eu și n-am terminat să spun. Dar eu de unde știu când termin tu? Am vrut să spun că e săptămâna neagră acum vine. Dacă noi vorbim azi despre credință, trebuie până la urmă să spun. Și eu am pregătit un video cu ouă și Oleșca a zis că nu punem de că nu se poate. Și am vrut să spun că totuși ideea a vopsi ouă a fost luată din vechime când la împărat se duceau cadouri. Erau multe diferite versii, că Maica Domnului pur și simplu la Iisus Hristos când era mititel vopsie, ba când o adus Maria Magdalena la împărat ouă simplu și el a zis că n-a să creadă Hristos că a înviat și el deodată s-a făcut roșu. Dar cea mai corectă totuși versia asta cu aceea că când cel mai scump cadou s-o cotie înaintea sa, cu ou vopsiți, la împărat și la împirator și așa mai departe. Și de atunci când Hristos a înviat, a început să vopsească de atâta ou. Asta e. Doresc să vorbesc miercuri, la ora 9, tot despre, знаешь, що амушестеянам... как это сейчас скажу на русском, модернизация омулы, деспре обичею, которые у вас наинте, и кум со скимба, тотул ин время ачаста. Бон, Олег, савидем. Меркурий с фии мари за вера ла Кишинев, кяр ши мэни са анунце протест ла Куртия Конституционала де диминяце, яр Меркурий с фии кяр шединца Куртии Конституционали стабилеаска дака se oprește sau nu starea de urgență. Și dacă oprește starea de urgență, Maia Sandu imediat dizolvă Parlamentul și numește data alegerilor anticipate și poate să fie mare bucurie sau mare grozăvie, Nina, dacă ți-aduce aminte, aprilie 2009, cam așa poate să fie miercuri. Deci ne pregătim de proteste, de intervenții și ne apărăm democrația. Ok, dar pe luni atunci la ora 9, după seara. Paști, da, ok. Da. Ok? Bine. Cine dorește, vă rog frumos, vă gătiți. Cum puteți, nu vă temeți să spuneți ceva. Pe 3 mai vorbim despre ouă boite. Nu vorbim mai mult despre ouă boite, vorbim despre obiceiuri care au fost înainte cele mai divine și ce se face acum de pe toată lumea, nu numai din Moldova.
Bun, o să revizuim Tema foarte tradițiile interesantă. și obiceiurile. Mulțumesc foarte Da. mult, e trecut de ora 11, e prea târziu ca să mai vorbesc la bloc, nu ca voi, la țară. Noroc! Mulțumesc la toți. Mă duc să mă uit la Pa, tine. pa! Pa! Pa!